stele, pe hainele mele. Bine v-am găsit, dragii mei! Astăzi o nouă ediție senzațională de la Lucruri Simple. Un invitat special, foarte special, de aceea dați-mi voie să spun că ne-am asigurat de toate elementele. Astăzi, alături de noi, este Generali România, o companie cu o istorie de aproape 200 de ani în țara noastră și care aniversează anul ăsta 30 de ani de la revenirea în România. Povestea lor începe în 1993, în același an în care am debutat și eu pe ecran, la Robingo. Și acesta nu este singurul nostru numitor comun pe care îl avem. Împărtășim același valori și principii. Printre valorile Generalii România vreau să enumăr încrederea, profesionalismul, calitatea serviciilor, deschiderea și transparența, empatia față de client și nu în ultimul rând, consultanța. Generalii România nefiind doar un simplu furnizor de servicii de asigurare, ci și un partener pe viață. Dragii mei, o ediție plină de praf, de stele, alături de colegii mei. Bine ai venit, Iuliane, Marius, Cristi, Ștefan, Sergiu, toată lumea aici. Ne bucurăm de muzică, ne bucurăm de Lucruri Simple. La la la. Hei! Bine ai venit la podcast! Bine m-am găsit, scuze de întârziere! Mă rup să caut un loc, să mă arunc în cap, să scap pe drag, să-mi fie bine și să scap în sus, pe din cu soare, când se aude tare, vă suge cu toba mare! Te ajut? Nu! Tu ești surprins de la capăt! Apă, ceai, cafea, vin, pălincă... Hai să începem cu o pălincă și după aia vedem, bine? Bun! E moale pielea ta, ca de catifea, însă nu e bună, nu-i pentru haina mea. E moale pielea ta, ca de catifea. Văd că ești învățată să mergi pe aici, pe scări, pe întuneric. Turcoaz. Bine, hai de vino înapoi, să fim iar amândoi. Vino la mine, vreau să fiu ea. E un mic abilit. Uitam ce scrie pe uși. Ape despre lume, vis fără nume și brave stele pe urmele mele. Ce să mă urc înapoi, să văd soare sau soare. Bine, mersi. Ce nebunie! Hai, cântați, cântați, cântați! Pasiune! Pasiune, vreau pasiune! Dacă vrei să-ți dau geaca, senza cravata. Poți să o iei, poți să o iei, poți să o iei. Nu ți-o pun aici, nu ți-o va lua nimeni. Stai jos, stau jos. Știu că tu scrii și versuri și nu vreau să ceva așa, dar improvizația câteodată este viața mea. Oh, dar inspirația nu vine cu paharul gol. Oh, ce dreptate! Ce dreptate ai, bine chiar acum, la momentul oportun. Mulțumesc! Bine ai venit! Ororon! Bienvenido! Dragii mei, el e băiatul de care v-am povestit, este Adrian Despot! Scuze de întârziere, n-am știut unde vin.
Adică, Jesus, da. Aici, la capătul pământului, a încercat și Jules Verne și Vasco da Gama, dar am reușit doar noi. Ai vreun program în seara asta special? Ai vreun concert? Ți-ai anulat? Stai, stai să-mi închid telefonul. Poți să ți-l lași deschis pentru că inevitabil te va suna cineva. Alo, Adi, s-a întâmplat ceva? Asta va fi întrebarea care ți se va adresa la telefon. N-am program. Băi, vezi ce înseamnă un bărbat adevărat, un caracter puternic? Vino aici, dragoste. Ah, sărâna. Iubirea mea, ai cunoscut-o pe fimea? Ea este Andreea, el este Adi, băiatul de care ți-am spus. Este Andreea, fata ta? Da. Ei. La mulți ani. Ce asta, iubire? Ia fi atent, ia surpriza. Decălzire, așa. Iubire... Iubire, credeam că... Asta e cealaltă surpriză. Asta e surpriza cealaltă. Ia... Ne grăbim. Nu, bea aia. Aia e surpriza adevărată. Asta. Prima a fost surpriză și pentru Horia. Asta e ginger beer, ce e? Ce e? Socată. Socată are și afarmecul ei. Eu sunt crescut la Arad. La Arad, socata se face din soc, normal, și... este bună vreo 3 zile, dar cel mai bună este fix în a treia zi și jumătate, când începe să fermenteze, așa puțin, da, exact. Trebuie să mă prevină cineva că intru direct la nebune aici, ce, la tine. Păi nu ți-a spus nimeni unde vii, băi, vezi că... Nu, Sisești, când am văzut Sisești, what? E un nou război, da. Pentru eliberare, emancipare națională. Și aici au trecut și Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu. Dar și... doar tu ai descălecat. Da. Cum era, mă, toate descălecatele. Iar acum, festivalul cu descălecarea. Din toate punctele de vedere, astăzi e o întâlnire specială, cel puțin pentru mine. Nu știu dacă... Și pentru mine. Da? Da. Doamne și domnilor, s-a născut pe 21 martie 1976 în localitatea Felnac, din Banat, județul Arad. A absolvit Universitatea Națională de Muzică din București la secția Pedagogie și SAE Institute, School of Audio Engineering, din orașul Köln, Germania. Și este membru în Comisia de Specialitate a Credidam, Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți. Pentru voi mă zbat. Pentru voi mă zbat. Este tată devotat a celor doi copii minunați, Toma și Maia, iar pe soția lui Lisa a cunoscut-o încă din școala generală, de când juca basket în curtea liceului ei. N-am terminat. A moștenit talentul muzical de la mama lui, Corina Despot. Este solist al trupei Vița de Vie și dacă nu ar fi făcut muzică, ar fi fost un profesor cel puțin simpatic. Când era tânăr, nu putea să ajungă de la școală acasă și de la casă la școală fără un Walkman în care să curgă acordurile trupei Pantera, Vulgar Display of Power. A bătut țara în lung și în lat, cu concerte fel de fel, dar dacă cineva îl întreabă unde se retrage câteodată sufletește la momentul zero, ei bine, îl puteți găsi în continuare la Gara de Nord, pe Petru Poni 7, într-o cameră de 2x3. Doamne și domnilor, Adrian Despot! Cam acesta a fost podcastul nostru. Mulțumim foarte... Gata, deci asta e... Două chestii. La Gara de Nord ai stat. Am stat, am copilărit, da, am crescut. Primul apartament în care m-am mutat cu soția mea, fosta mea prietenă, a fost la Gara de Nord, la un pas de unde m-am născut, de unde am copilărit. După care am abandonat Gara de Nord, dar în continuare Gara de Nord este, cred că, singura zonă din București în care mă simt ca acasă. Cu tot ce are ea bun și rău. E... Știi senzația aia când te întorci. Tu, mă rog, tu te întorci în alt oraș acasă. Da, e adevărat. Dar da. Apropo de ce cântă Cristi... La noi, la Brașov, este Ciprian Porumbescu. Sunt alte tonalități. Se fute compozitorul zonei, cel... Știi? Da, urmează trenul accelerat. Tot felul de sonorități. Sunt convins că
de din Germania, urmează trenul, așa. E foarte important să, le-am spus și colegilor mei de Pantera, și vreau neapărat să-mi cânți, să-mi imiți puțin, sau să-mi dai o sonoritate a ce însemna pentru tine acea trupă. În sensul în care, acum, dacă e cineva, eu nu mergeam, nu-mi permiteam să mă duc cu Walkman-ul la școală. Așa. Nici acum nu-mi permit să mă duc la școală. Ceea ce vreau să te întreb, cum era pentru tine muzica aia? Mă gândeam că te izolai și te transpuneai. Erai în transă atunci când te duceai către școală cu muzica respectivă. Dacă e să-mi aduc bine aminte, chestia asta cu copilul Adrian care asculta muzică s-a perpetuat mult timp după terminatul liceului, inclusiv intratul în Școala Vedetelor și perindatul pe holurile televiziunii române. Nefiind un tip foarte sociabil, preferam să ascult muzică la căști ca să fiu safe, și o singură chestie în TVR perturba liniștea din căștile mele, era vocea unui tânăr prezentator din TVR care se auzea, dacă știți în bazmele românești cum își trimitea zmeul, buzduganul cu două zile înainte, așa se auzea vocea lui Horia pe holuri. Horia a apărat după 15 minute, dar îi se auzea vocea pe acolo. Mi-am făcut din muzică în toată perioada asta de adolescentină, mi-am făcut și scut și mai târziu și mod de viață. Dacă stau bine să mă gândesc, Walkman-ul a devenit muzica din mașină. Pentru că noi ca adulți, mă rog, când eram copii, nu puteam să mergem cu mașina. Da. Și mergeam cu o instalație de sonorizare la noi, să spun așa, fiind Walkman-ul. Dar acum, de fiecare dată când mergi cu mașina și pui de pe Spotify, de pe YouTube, de pe toate. Da, mașina a devenit, din păcate, aproape singurul loc în care poți asculta muzică așa cum o făceai odinioară. Dar Walkman-ul, să știi că a avut și un bunic românesc, care s-a numit Radio Ric. Radio Ric era într-o cască, era un device așa mic și alb, pe vremea lui Ceaușescu, foarte cochet, cu o cască. Mono, exact. Clasa a 6-a, 7-a, 8-a, toate meciurile se ascultau la Radio Ric, 10 băieți la o cască. Și seara, teatru radiofonic și așa mai departe. Din Radio Ric am ajuns la Walkman. Și... Băi, vreau să vă spun că asta la Arad se întâmpla. Mm. În București. Bă, la Brașov nu știu ce era, dar... La Brașov nu era nimic. Nici Ric, nici vârstul Ric. Deci nu era nimic. Țin minte că o singură dată, de la un tip care primea din Germania pachete, i-a venit un Walkman cu închidere PAC, foarte silențioasă, așa mai departe, și țin minte că aveam o prietenă cu care am ascultat tot albumul lui Dire Straits, în drum spre casă, ia o cască, eu o cască, și ne-am ținut de pe mână. A fost cel mai frumos moment pe care l-am avut, și de fiecare dată când... Uite, dacă tu îmi pui piesa aia, eu devin așa un fel de... Mă topesc și mă duc direct în Brașov. Frumos. Da, este... Noi am avut o traiectorie similară. Singurul lucru pe care vreau să ți-l spun, că acum ai adus aminte de lucrurile astea și deja traiectoria de sfârșitorul nostru altor razna. Păi am tras și eu. Absolut. Numai tu. Nu numai, foarte. Bravo, Adi. Este că atunci când eu urlam pe coridor... Eu am zis că cântai. Iartă-mă, cântam pe coridor. Era singurul meu mod în care, deși eu făceam public și... Bă, mă tași, mă, din gură! Știi? Erau și oameni de genul ăsta, pentru că erau 13-12 etaje la televiziune. Și generații. Așa, bravo. Atunci simțeam că era singura mea. Nu puteam să urlu, să cânt în redacția mea, dar puteam să o fac în pe holurile televiziunii, și acustica era îngrozitor de frumoasă. Da, 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 da. Iar dar atunci
cum să zic, în timp am ajuns să apreciez modul ăsta extrem de expansiv al tău. Pentru că atunci erai aproape... Unstoppable. Somebody stop me. Nu unstoppable. Erai ca un fel de bully. Știi? Pentru că erai atât de expansiv, iar eu eram atât de introvert. Adică eram... Mi-a trebuit foarte mult timp să-mi dau seama că tu îți manifestai introvertismul printr-o extrovertism. Exagerat, da. Da, fii atent aici. Dacă... Iar eu eram cel mai ciufut om de pe pământ, ceea ce sunt antonimul lui, știi? Adică... Da, dar vreau să spun acum o chestie. Dacă destinul, Dumnezeu, ne-ar fi pus împreună și ne-am fi descoperit reciproc, acum relația noastră era cu totul alta. Hai să spun cum. Când eram răpus de toate informațiile și toate aventurile mele în TVR, au fost 7 ani în care am stat predominant în TVR, atunci mă duceam, luam cheia și mă duceam în studio muzical. Mă închideam acolo, începeam să cânt la pian și eram singur cu mine și era refularea mea centrală. Dacă tu, de exemplu, printr-o minunea destinului ai fi trecut pe acolo, cred că noi doi, în momentul ăla, am făcut... Eram fraz de sânge. Ne făceam trupă, da. Pe bune, vorbesc serios, făceam trupă. N-a fost să fie. Iar eu, din punctul meu de vedere, de fiecare dată îmi ziceam așa, zic, fii atent aici. 94, Școala Vedetelor, începuse, mă uitam avid la tot ce se întâmpla, pentru că niciodată nu s-a ridicat nimeni. În 94, nu s-a ridicat nimeni atât de pregnant, având un succes atât de mare, cu toate conotațiile respective. Și zic, acolo ar trebui să fiu. De ce sunt prezentator? Brusc a început disensiunea și antagonia dintre prezentator și cântăresc. Băi, acolo vreau să fiu. Și de fiecare dată când mă uitam la voi, erați semi-zei mei. Asta vreau să spun. Iar tu, cu pletele alea așa... Să știi că am văzut când îl vedeam pe, de exemplu, pe Kurt Cobain, așa, ziceam, băi, l-ai văzut pe Despot? Vârstul lui Kurt Cobain. Vorbesc serios. Pentru că voi doi erați niște... Nu spun. Nu erați extrovertiți ca mine, da? Dar erați, da. Băi, artist mare. Bună pe linka asta. Da, da, dacă mai beau, spun tot. Nu. Da, eu... De ce răspuns pentru amândoi? Incredibil, nu! Iubire, astăzi... Zic, adă să fie. Adă să fie. Știu. Eu cred că imaginea asta e dintr-un film italian. Acum tu trebuie să-mi certifici. Hai să vedem. Te rog. Ok, live. Dacă ăsta ești tu. Da, ăsta sunt eu într-un sat din Banat care se numește Igriș. Incredibil. Cred că în continuare nu este asfaltat. Aici locuiau străbunicii mei într-o casă de chirpici. De aici, din acest sat. Asta e o poză de lângă Mureș, pentru că mergeam la Mureș foarte des, era aproape Mureșul. Dar în acest sat și în această casă de chirpici, din grădina ei, mâncam părădaică. Mă duceam în grădină și luam roșia din... Și ce e? Nu, dar ce e? Știi, îl dai roșia, pac, nu, mușcai și... Banat e mai părădaisă, dar la noi e un fel de Banat combinat cu Ardeala, așa, la noi este mai părădaică, știi? Și cumva, din cauza asta am mici probleme la a mânca roșii acum, pentru că de mic am fost impregnat cu ruptul roșii din grădină și mâncatul ei. Și e fantastic. Eu ți-am zis că avem copilărie asemănătoare. Nu numai că eu rupeam ruzincini. Le știți pe alea? Alea mici roșii. Eu am copilărit la Sfântul Nicolae, acolo unde e prima școală românească, dacă ai văzut vreodată. Practic mâncai mâncarea la urși. Da, eram un fel de ursuleț atunci, dar eram mai suplu. Iar dincolo de asta tot ne alimentam. Și acum când gustăm o roșie, ok. Da. Ok, asta e viața. Pare că alea micuțe de tot așa, dar mă rog, hai să nu... hai să nu. Vreau să te întreb, pentru că asta e o chestie pe care nu avem cum să o controlăm și în același timp
Îmi cer scuze, i-am zis lui Cristi să facă niște acorduri. De frumos, dar... Așa de... Acum i-au ieșit. Și eu prima dată nu eram preconizat a fi băiatul care să se ducă la lecții de pian. Frate, mi-a fost de fiecare dată înaintea mea. Pian? Marius? Ce faci? Pian? După ce am apucat și eu? Ce faci? Canto? M-am apucat și eu? De fiecare dată a fost o chestie care a fost idolul meu. Ce faci? Frate, mă trebuie să fac ce și ce diferență eu. De vârstă e? Un an de zile. Eu fiind mai mare. Atenție. Ok. Deci de fiecare dată eram așa liniștit și de fiecare dată urmam calea asta. Dar n-am știut niciodată că toate elementele astea o să mă ajute. În cazul tău, mi se pare extraordinar cum mama ta, Corina Despot, ți-a zis, copile, ia chitara în brațe. Și du-te. Cred că ăsta a fost... Gândește-te că nu se întâmplă asta. Vreau să faci un exercițiu de imaginație. Nu se întâmplă asta cu chitara deloc. Dacă o întreb pe mama, în momentul în care a și început să... Și că ți-ar fi pus și o vioară în mână. Nu, în momentul în care a început să-și pună probleme mai deep, așa, despre copil... A fost în momentul în care a fost sunată de la școală de o profesoară. Doamna Despot, vă rugăm, veniți până la școală. Da, doamna, ce tovarășa. Băiatul ăsta nu poate sta locului, are prea multă energie. Dați-l la un sport. Doamnă, face un sport. Doamnă, mai dați-l la unul. Asta este povestea lui maică mea, știi? Am fost dat și la al doilea sport. Probabil că nu s-a rezolvat. Care era primul? Primul era not, care s-a transformat în polo și după aia făceam și basket în paralel. Am început să fac basket după not și pentru că probabil nu s-a rezolvat ce se aștepta aia să se rezolve, a apărut și chestia asta cu chitara. Și mi-a sugerat să mă apuc de chitară, mă rog, pentru un motiv... care s-a demonstrat a fi adevărat. Nu, abia peste 20 și ceva de ani. Pentru că în clasa 5-a, când am început eu să învăț să cânt la chitară și cântam Bach, nu reușeam să găsesc nicio gagică cu Bach. Nici acum nu reușesc cu Bach, dar reușesc cu chitara. Dar acum cu Bachus totul se rezolvă. Bun, da. Vreau să te întreb, ok. Bach, oprește-te. Fii atât de aici. Deci n-ai cântat De vreo 30 de ani. Mai ții minte vreun acord de Bach la chitară? Întrebarea zici, nu este foarte bună din punct de vedere teoretic, dar da. Cine a pus acolo chitară? Întâmplător e o chitară. Fii atent că s-ar putea să iasă. Dar nu, bine, normal că nu mai iese. Incredibil. Asta era preludiul în do major, nu? Maria. Ce ceva îngrozitor? Grazia pe moa. Ceva, gen, da. Bine, dar, hai că... Eu cred că am fost coșmarul profesorului meu de chitară clasică, domnul Fârtățescu, îmi cer scuze. El era, cânta în corul radio, cântă în continuare, sper. Dar eu eram genul de copil care nu avea nicio legătură cu chitara clasică. Nu studiam deloc, el îmi dădea teme de la o săptămână la alta, venea și eu eram nestudiat pentru că eram cu băieții afară. Nu știu cum a rezistat cu mine 3 ani sau vreo 2. Am ajuns și la un festival de chitară clasică la Sinaia. Am câștigat, îți dai seama cât de slabi erau, adică nu știu. Îngrozitor. Nu. Mai târziu la conservator, un alt profesor de-al meu de chitară mi-a spus că Bach nu se poate cânta la chitară și într-adevăr îți trebuie niște ani și niște experiențe în muzică să realizezi că e foarte greu să... Adică, hai să spunem, e ușor să-l transpui pe Bach la chitară, dar este foarte greu să-l cânti așa cum
trebuie el cântat din punct de vedere al contrapunctului vocilor lui. Și dacă continuăm cu acest topic, audiența acestui podcast se duce în cap. Pentru că vreau să spun ceva de Bach. Eu trăiam liniștit cu Bach și îmi plăceau multe fugi de ale lui. Elea Run Baby Run. Run Forest Run a fost una dintre piesele lui. Iar ceea ce vreau să spun este că își încheia viața. Timp de 100 de ani nu s-a mai cântat Bach după moartea lui. Asta mi se pare extraordinar. Deci, conjuncturile vremii, contextul ăla în care, băi, nu mai cântăm, sau unul de la o curte zice, la revedere, au raus Bach, și ăsta 100 de ani nu se mai cântă, ca după aceea, după 100 de ani, să zică, totuși, avem niște partituri acolo, ponosite, pline de praf. Era un băiat. Exact. Asta mi se pare strigător la cer, dar uite, asta se întâmplă pe pământul ăsta. E Europa, plină de orgolii muzicale, apropo de Salieri și de vecinul... Băi, dar ce v-a apucat? Chiar nu mai cântați la bas Bach, doar vreți să cadă în cap audiența? Asta e o glumă. Da. Nu trebuie să râzi, trebuie să fie o glumă neagră. Sunt aici, cu tine. Te rog, iubita mea. Eu cred că această mostră este mizambușul. Nu știu acum, pentru că am zis... Cum s-a ajuns aici? Eu cred că ăștia trebuie să fie... Iubire, sunt... Da. Da. Ăștia-s picanții. Ok. Da. Dacă nu e ok... Pe cine ați întrebat sau cum? Declarațiile tale. Mie nu-mi place drog pican. Dar asta nu-i rău de... Iar ăsta... Da. Este unul din preferații mei. Trebuie să-mi spuneți că aduceam. Noi oferim totul din casă, așa, nostru. Okay, se acceptă. Ca să vezi cum funcționa nutriția acum... Era să zic 30 de ani, dar sunt 40 de ani. În familia mea din Arad, copilul Adrian era crescut la micul dejun cu cârnați... cârnații aia bănățeni de porc cu paprika înăuntru și doboș și suc de soc. Ăsta era micul meu dejun. Doboșul tortul. Doboșul tortul, da. Chestie care pare total outrageous în vremurile pe care le trăim, dar și copiii mei, pentru că m-am scăpat. Ce mănânce au luat din el? Doresc. Mama insistă cu tradiția asta cu doboșul și de fiecare dată când e ziua cuiva, noi suntem patru, ne face cât un doboș și doboșul stă în frigider și cea mai mare bucurie a lor e să mănânce doboș de dimineață la micul dejun. Lucruri bune de la tatăl lor n-ar fi învățat. Studiul și alte chestii. Bună asta cu doboșul... Tu atunci când erai mic... Atunci când erai mic... Nu fumam. Nu. Dar totuși aveai ceva... Ce? Ai, ce tare. Mamă, n-am mai pus mâna pe de-asta. Deci, dar nu... Dă-mi foaie să-mi fac eu cornetele mele. Nu. Uite, îți dau eu trei. Din cu cine te înțelegi mai... Nu, fii atât de aici. Nu? Deci ai nimerit așa. Tobar, băsar, flautar, chitarist... Nu, hai să tragem în posterul cu tine, vrei? Deci dacă tu nimerești, deci n-am făcut asta de, apropo de 40 da. De ani. Deci, băiatul cu camera, dă-te de acolo. Băiatul cu camera, dă-te de acolo și stai pe poster, exact. Dar du-te lângă, nu, du-te acolo, lângă, așa. Aia. Deci ăsta, da? Atenție. Este! Ia! Pentru că eu țin la tine. 1-0. Doamne și domnilor, bine ați venit la concursul de cornete! Vezi dacă le făceam eu pe ale mele? Dacă mai trebuie să... Asta trebuie... Dacă nu-mi cap ăsta trebuie... Trag eu până nimerește? Ia, trage! Adi... A nimerit? Nu. Am adus foi oricum. Ai, atenție, vine acum! Tă-tă-ră-tă-tă! Invers. Trage în tine. Vezi ce greu era să fii copil pe vremuri. Trag eu cu al treilea și... Bun, trage tu. Dar oricum am un zero, zi.
Băi, dar ce... Dar ce este un câmp magnetic acolo care le devia, ai văzut? Pe bune, da, adică da, da. Se duc drept și... Așa... Bine, fii atent că fac eu cornetul meu. Brânciu, te alugem brânciu. Te-ai nimerit de ta. Cum se fac cornetele? Eu vreau să știu cum se fac cornetele. Păi, din câte mi-aduc aminte, împărțim foaia în trei. Nu știu cum se împarte foaia asta în trei. Deci cornetul mi se pare... Eu am făcut mai multe lucruri și chiar vreau să vă spun acum, să vă spun acum cu mâna pe inimă. Am făcut... Vezi cum ai activat copilul din mine? Asta și vroiam. Asta intenția mea. Eu am avut o chestie de plastic, o făceam și făceam clic, 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 clic. Mai țineți minte asta? Nu mai țineți. Unde ați trăit, bă? O chestie de plastic care făcea clic și la ce folosai? O chestie de plastic, o îndoiam și se făceau două triunghiuri pe care făceam clic, 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 clic. Am uitat complet. De ce ai făcea asta? Pentru că făceau tic, 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 exact cum făceai cu un pix, făceau chestiile alea acolo, înțelegi ce zic? Mi se pare extraordinar cum am uitat multe lucruri din copilărie. Jucam, de exemplu, ăla cu banii, cu gaura și cu banii. Rișca. Cum? Rișca. Rișca? Rișca. Știi, Rișca? Tu zici. E pentru prima dată, după atâția ani, când văd pe cineva confecționându-și foarte atent. Pe cum? Deci fii atent și o rup neținând cont de diametru. Băi, ce bun ești! Dacă aveam și un bol... Nu. Acel n-am pus niciodată, dar ce făceam, pentru că eram în Arad și în Arad, pe vremea Ceaușescu, exista și gumă de mestecat și foarte multe alte minunății. Mestecam gumă de mestecat și în timp ce făceam cornetele, printr-un meșteșug din ăsta fantastic, adăugam niște gumă de mestecat pe cornet, îi dădea portanță și puțină greutate în vârf și mai ales dacă îți făceai rezerve, se și usca, era tot perfect. Știi că unul dintre subiectele noastre pe care le-am abordat din când în când, foarte rar, e adevărat, este dacă toate s-ar termina cu instalațiile astea internet și toate... Da. Și am redevenit noi înșine de acum 10.000 de ani. Eu cred că tu ai avea o rată de supraviețuire foarte tare. Da, făcând cornete. Pe mine mă bucură foarte mult amintirile astea ale tale, pentru că tot atunci în copilărie ai avut primul tău grup de rocker în Arad. Da, da, în Arad acolo a început treaba. Să înțeleg că erau undeva anii 1989. 6-7. Perfect. Eu pe vremea aia, și este cel mai important lucru la care eu am aplicat pentru a învăța ce înseamnă rocul, este Radio Europa Liberă. Ok. El a fost profesorul meu, Radu Teodoru, nu l-am prins pe Cornel Chiriac din 70, dar Radu Teodoru mi-a fost pentru mine ca un profesor. El îmi zicea ce înseamnă Manowar, ce înseamnă Slayer, ce înseamnă Megadeth, ce înseamnă Black Sabbath. Ce ascultai tu și ce cântai tu în trupa ta, în prietenii tăi, în gașca ta de rocker? La Arad n-am avut trupă. Stăteam cu mulți alți copii care își făceau diverse trupe. Era, în primul rând, o diferență majoră de gusturi între Ardeal și București. Ardeal, Banat, București. E o confuzie creată în capul meu de către mama. Mama a considerat că Aradul este în Ardeal. Eu am crescut știind că Aradul e în Ardeal și Banatul, de unde e tata, Timișoara, e în Banat. Până când într-o zi am văzut că Aradul este în Banat și m-am dus cu harta la mama. Și cam bancul ăla cu girafa, mama a zis, nu e adevărat. It's a fucking harta! Da, bine. Deci, pentru mama suntem arădeni, deși suntem bănățeni. Așa. După mama, Corina, te sărutăm. Exact. Și... în Arad, oamenii erau mai degrabă conservatori, să zic așa. Încă ascultau muzica anilor 80. În momentul în care, după Revoluție, după 90, în București a explodat tot ce înseamnă punk, alternativ și alte genuri muzicale, Aradu a rămas în continuare în zona de AC/DC, Iron Maiden și tot ce însemna hair metal. Hair metal fiind trupele gen
Mötley Crüe, Def Leppard, XYZ, Winger și așa mai departe. Mai soft puțin. Mai soft, dar în același timp extrem de muzicale, mult mai muzicale. Adică erau niște oameni foarte studiați și erau niște muzicieni în adevăratul sens al cuvântului. S-a întâmplat ruptura aia în muzică între oamenii care studiau și aveau studii, dar se îmbrăcau ca niște fete cu părul făcut cu placa și fardacii cu ciorap de femeie pe mână, care cântau extraordinar pe instrument, și băieții de pe stradă care au vrut și ei să înceapă să facă muzică și să cânte despre ei, nu despre fete, droguri și petreceri. Am înțeles. Și atunci și în mine s-a întâmplat o ruptură, pentru că m-am regăsit mult mai mult în muzica alternativă și în mesajul muzicii alternative, care era despre oameni normali și problemele lor normale, inclusiv adolescentine, dacă e să ne gândim la Pearl Jam și la Jeremy și albumul Ten și așa mai departe. Și atunci eu cumva eram prins între două lumi pe care le-am acceptat pe amândouă. Am rămas și cu partea de hair metal și de rock clasic și cu partea de muzică modernă la vremea respectivă. Sunt unul dintre puținii, mai am un prieten la Cluj care are aceeași capacitate să facă spagatul între aceste două lumi muzicale, pentru că curentul alternativ, așa e în viață, curentele se nasc ca replică, ca antiteza curentelor prezente. Exact. Și atunci sunt în contradicție, vor să se lupte cu aia. Și muzica alternativă s-a născut pentru a se lupta cu hair metal și cu glamorous-ul ălora. Dar îi iubesc pe toți, n-am cum sunt. Asta e chestia pe care vreau să ți-o spun de la bun început. N-a fost chestia de împărțit. A fost chestia de iubit, a fost chestia de plăcut. Îmi plăcea așa, așa, îmi plăcea așa, așa, îmi plăcea să văd și o chestie pragmatică, exact cum zici tu, da. Alternativ pragmatic. Bă, ăsta sunt, asta compun, asta spun, asta cânt și nu mă interesează să arăt eu superb, glamorous în fața camerei, în fața la videoclipul meu. Și în același timp îmi plăcea și sound-ul. Put some sugar on me. Adică era o chestie așezată. E senzație, da. Și zilele trecute, apropo de chestia asta, mergând cu Toma în mașină, îi spun: tăticule, vezi că nenea asta are o singură mână și bate. El care bate tobă. A stat așa, 100 de kilometri și 100 de kilometri. Zis: tati, mai spune-mi o dată, e adevărat că nena are o singură mână? Da, tăticule, că a trebuit, era cât paci să se destrame trupa, dar au găsit soluția asta. Da. Adică mi se pare senzațional ca, bine, asta și vorba de Toma al tău, că atunci când am aflat mi s-a părut foarte interesant, trebuie să-mi arăți o poză cu el neapărat, ca dacă nu, nu știu. Depinde din ce perioadă, arată foarte schimbat de la clasă la clasă. Adică a trecut prin mai multe zone. Nu, se schimbă foarte mult și nu mă pune să-ți arăt poze cu el mic, pentru că n-are nicio treabă și pe mine mă emoționează teribil pozele cu copiii mei mici. Adică te duci înapoi. Dacă vreau să plâng, mă duc și mă uit la pozele cu copiii mei mici și inevitabil mă apucă plânsul. E un rai pe care simt că l-am pierdut și știu că nu se mai întoarce niciodată și mă învinovățesc că nu m-am bucurat de el atât de mult pe cât aș fi putut. Poate că e un gând egoist acum vorbind cu tine, realizez, știi, pentru că e vorba de mine, eu nu m-am bucurat, dar eu te înțeleg perfect, pentru că se întâmpla ca și noi să colindăm țara asta, iar acum stau și mă uit la copiii mei când erau mici și mă zic, dar am pierdut câteva chestii. Și după aceea am zic, de azi înainte, și e adevărat, îmi iau un jurământ cu mine însumi și îmi zic, gata, am pus stop și merg mai departe și câștig fiecare lucru. Între timp, noi avem mai multe tentații, nu numai concertele noastre, nu numai întâlnirile de repetiții, de studio, dar avem mai multe tentații și cu astea trebuie să ne luăm. Deci, practic, noi suntem testați și mai mult decât am fost acum 30 de ani sau 20 de ani sau 15 sau chiar 10 ani. Da. Ca să ne întoarcem la muzica aia din anii 80 și 90, într-un mod foarte ciudat, între perioada în care eram fan Iron Maiden, AC/DC și Metallica a ajuns să acapareze tot, și perioada Pearl Jam și muzica alternativă, Alice in Chains și așa mai departe,
am avut o bună perioadă de timp, de un an sau aproape 2 ani, în care am fost hipiot. Cu evazați, cu tot ce trebuie. Cu toate minunățile erai cu de filmul pe Here în Hair Jesus Christ, bă, cum ți-l recit pe tot. Nu cred. Da, da. Hair Jesus Christ Superstar, asta două le știu pe de rost și eu și Lisa, adică pe bune? Când rămânem noi doi acasă singuri, când copiii sunt plecați. Vien. Sticla de șampanie, lumânările. Nu cred așa. Hair sau Jesus Christ Superstar, jur. Nu cred așa ceva. Deci fii atent aici. Există o partitură din Hair. Știi că protagonistul a murit anul ăsta? Nu, nu știam, nu. Tipul ăla cu... Bukowski? Exact, din păcate ne-a părăsit anul ăsta. Ții minte că era o partitură formidabilă care reprezintă hippie 70-ul, este aia când toți se pun în mașină, se duc la picnic. Și cântă melodia asta. La ra 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 da ra 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 Am stat aici cu elevii mei de la Vocea României și mi-a zis, copii, vă pun o piesă senzațională. Ce le-am pus? Maria Magdalena. Mă uitam pe fața lor, era și înregistrarea aia de atunci. Tipa pe care o cânta atunci, a cântat și cu Eric Clapton. Că au luat-o în concerte cu el. Că, zilele trecute, uitându-mă la documentar pe un Netflix acolo, mi-am dat seama că tipa respectivă, din Jesus Christ Superstar, i-am uitat și numele și prenumele, a zis, băi, vino cu noi. Și îl vedeam pe scenă cu Clapton și cânta, avea o tâmpenie Clapton, iartă-mă pentru paranteză, el nu spunea numele pe afiș. Nu spunea numele, nimic. Cred că au fost vreo 3-4 trupe fantomă în care era și el și el nu se vedea deloc. Era formidabil. Mi se pare senzațional. Ce mi-ai spus, deci îmi schimbă total optica vis-a-vis de tine. Lisa, acum eu vreau să întâlnesc pe Lisa. Bine. Facem. Suntem pasionați de musicaluri și eu și ea. Și de fiecare dată când plecăm la Londra, cu siguranță ne oprim la un musical. Acum, în ultimii ani, ne oprim la același musical. Deci o să mergem în decembrie și al treilea pe care... A treia oară când o să-l vedem. The Book of Mormon. Da. A treia fucking oară. Eu când i-am propus de nevastă mea, iubire, hai totuși că n-am văzut anumite scene. Unde? La Book of Mormons. Ți-mi de că e la pe colț acolo. De fiecare dată când încep cu nebunile alea, cu Iisus, cu nebunul care e gay, cu când bagă niște chestii svastici și Hitler, și vorbesc de Hitler, mi se pare senzațional și mi se pare atât de puternic și într-adevăr revoluționar. Da. E adevărat că acum ar trebui să vezi și Hamiltonul. Că a venit și el la... Măi, am văzut niște secvențe, deși atunci când a apărut avea niște review-uri fantastice și este sold out, nu cred că o să ne facă plăcere, pentru că noi suntem din generația veche de musicaliști. Așa cumva, am zis și eu. Așa am zis și eu. Când... L-ați văzut? Da. Și? Ăla e revoluția. Da? Da. Deci, Hamilton trebuie este revoluția. Pentru că eu am zis, nu mă duc, am văzut niște răpăituri acolo, zic, băi, e prea mult pentru mine, eu care iubesc linia melodică. M-am dus acolo, l-am îndrăgit, am zis, formidabil, îmi puneam în mașină, în Walkman-ul meu din mașină, de fiecare dată au fost clipe întregi când am pus chestia asta, chiar că mergeam la Mamma Mia, toată echipa de la Mamma Mia și de la Musical ziceau, wow, când o să facem și noi Hamilton în România? It's a long way to Tipperary. Mai ales că acolo se trebuie multe nebunii. Și după aceea, ca să închid Hamiltonul, da. L-am, iartă-mă, mai stimulat astăzi. Mulțumesc. L-am cunoscut... O iau ca pe copilă, nu știu ce să zic. Așa și trebuie. L-am cunoscut pe cel care a făcut scenografia, ducându-mă la alt musical, Dear Evan Hansen. Nu, jamais cu șavec. Întorcându-ne puțin în țară, vreau să-mi spui care a fost în România omul după care a zis, băi, ce voce, ce mișto trupă, ce senzațională muzică. Îți vine așa un nume? E foarte complicat, pentru că eu nu mi-am dorit să fiu solist vocal.
Eu am vrut să cânt la chitară, după ce am studiat chitară clasică, am abandonat-o vreun an sau doi, după care am reluat-o și am devenit autodidact. Scoțând, practic, orice fel de muzică îmi trecea prin mână. Majoritar românească, pentru că era vremea lui Ceaușescu. Și atunci ce prindeam? Prindeam niște Phoenix sau imediat după, după 89, Phoenix, ce alte cuvinte. Care e piesa preferată de la celelalte cuvinte? Primele două albume. Deci ce s-a întâmplat la mine, din păcate, și uite, regret lucrul ăsta, și, dar nu știu cum să fac să recuperez. Ți-am zis că nu mi-am dorit să fiu solist vocal. Și exact. Vreau să cânt la chitară și eventual să compun. La un moment dat am început să scriu versuri, dar n-a vrut nimeni să le cânte cumva și am ajuns eu să cânt cu vocea când am ajuns la Școala Vedetelor, pentru că preselecția pe care am dat-o, am dat-o și de, adică n-a fost o preselecție de chitariști, a fost o preselecție de soliști vocali. Eu nu eram solist vocal, eu nu cântasem în viața mea cu vocea ca un solist vocal, nedorindu-mi să fiu unul. În schimb, pentru a mă acompania la chitară cu toate cântecele pe care le scoteam de la Phoenix și alte cuvinte, Beatles și așa mai departe, trebuia să cânt și cu vocea. Și am început să cânt cu vocea, dar niciodată n-am acordat atenție acestui instrument numit voce. Pentru mine conta doar chitara. Vocea era ceva... Un accesor, da, era da. Paharul care ținea vinul. Da, da, da. Și atunci n-am greu de tot și foarte târziu, adică prin 2007 sau ceva de genul ăsta, începând să fac muzică și să compun și să scriu versuri și să produc și să înregistrez și să toate chestiile astea, prin 2007 am zis la concluzia, dude, wait, că eu sunt solist vocal, adică Vița de Vie, Adrian Despot, solistul vocal de la Vița de Vie. Da, corect. Eu ar trebui să mă concentrez puțin pe ce cânt eu. Ai aici. Ai luat în considerare această titulatură. Da, și am început să fiu puțin atent la ce emit din punct de vedere vocal. Și de prin 2007 am început să fiu conștient de vocea mea și de calitățile sau de defectele ei și să încerc să o cultiv pe cât posibil. Da. Țin minte că eu trecusem de-abia după 10 ani, 9 ani, când am fost, de când eram în București, din 93, îți dai seama cât timp a durat să-mi zic, totuși eu vreau să cânt. De fiecare dată când eram prezentator și în 94 pornisem deja în două turnee ca prezentator în țară, eu trebuia să stau de la capăt, de la început, de la ora 8, de la prima trupă, până la ora 12, la ultima trupă. Băi, tate, să stai, să asculți pe toți. Atenție, de fiecare dată. Deja știam repertoriile fiecărei trupe din țara asta. Să stai. Și la final, la ora 12, când zici tu, ne bucurăm foarte mult. Să fii lumea, știa foarte clar că aveau programul da. Față, știi cine e ultimul, și după aceea te dispersezi așa ușor. Dar măcar tu vezi, tu ai avut decența să fii un prezentator care își păstra dicția de la început până la sfârșit. Pentru că majoritatea, undeva de la ora 11 în sus, când intră pe scenă să prezinte, sunt din ce în ce mai sob. Mi-l aduc aminte pe, era să zic regretatul, dar nu e regretat că trăiește. Ursulescu. Așa. Cum îl cheamă? Octavian. Octavian Ursulescu, scuze. Venerabilul, da? Așa. Ne-a prezentat pe noi la, ce mai știu, Gen Alba Iulia. Și noi eram headlineri în piață, am cântat, am închis frumos, bis, coborând de pe scenă. Ne luăm noi în brațe, ne felicităm, se aude o voce, Octavian Ursulescu, care se suise pe scenă. Și el mai vroia. Și zice așa, doamnelor și domnilor, Adrian Despot, îi vreți trupul, jur. Fucking what? Adică, alo? Da, da, na. Nu. Nu, sunt omul care... Funny guy, știi? Da, funny da. Guy, da. Tu n-ai făcut asta? N-ai... Nu, n-am, cu trupul nu. Dar, nu, numai trupe am prezentat și trupe am întâlnit. E adevărat că îmi plăceau și trupe de fete și le... Mie îmi plăcea să le iau interviu. Eram mai... Atunci când simțeam că publicul, apropo de bisul respectiv, mai făceam încălzirea, dar da. Le chemam pe scenă cu acordul lor, nu... Băi, trebuie să mă duc în altă parte. Nicio problemă, mai stai jumătate de oră încoace. Știi ceva de genul ăsta? Vreau să te întreb dacă mai păstrezi cu legătura cu cineva
din școala vedetelor. Asta era marea mea neregăsire. Vorbesc serios. Nu, era marea mea neregăsire în școala vedetelor. Faptul că eu și mai târziu Titi Bălteanu, când a venit și el, noi eram singurii doi din școala vedetelor care nu vreau să fim soliști vocali. Deci eu vreau să fiu chitarist, să cânt muzică, să whatever. Titi avea el nebunile lor în cap, dar niciunul dintre noi nu era... Restul colegilor veneau din clubul Mickey Mouse. Adică fuseseră la festivaluri, fuseseră la Steluțele Pucioasei. Au venit la preselecție la TVR studiați, trecuți prin, prin festivaluri și testele, da, dorindu-și să fie pe post. Vedete pe post și solistă vocal. Da, da. Eu da, cu Titi eram ciurli-burli, exact. Adică, iată-mă, dar în momentul de față, eu atunci, în anii 90, cred că erau una dintre cele mai frumoase figuri cântărețe din nou var pe care le vedeam la televizor. Da. Adică era Nadine, era Alice Bursuc, dacă vă aduce aminte. Era, cine mai era? Diana Munteanu. Munteanu. Da. Erau niște fete atât de fresh, atât de zâmbitoare, atât de... Lili Sandu. Da. Și vreau să spun că Paula Poroliseanu, dacă ți-o aduc aminte. Nu, aduc aminte pe Paula, sigur. Paula cine, a fost, crezi, cine crezi, aici era în locul tău, cine crezi că a dat exact ce a dat? Preselecție cu Paula Poroliseanu, okay. Iar el a intrat, fii atent aici, el a intrat datorită faptului că cineva din televiziune vrea un duet Paul și Paula. Na, ți-am dat și prenumele lui. Paul care? Surugiu? Da. În 93... M-am mai spus o dată, stai că nu. Ți-am zis, astea sunt... Paula, țin minte că era o apariție fantastică, era atunsă scurt, avea un păr scurt de tot și crește și o aluniță, da, fantastic. Mă îndrăgostisem de ea, dar i-am spus niciodată, pentru că eu, de fiecare dată, și asta vreau să-ți o spun, eu nu intram la voi în platou, pentru că mi se părea că sunteți senzațional. Mergeam numai prin regii sus și mă uitam și ne mai întrebam pe Titus, cine e fata? Da, fata aia cine? A, ce drăguț tipul ăsta, cum îl cheamă? Despot, e foarte talentat. Dar cine e tipul ăsta? Giambașu, era și Giambașu acolo. Și așa mai departe, au fost toți pentru... Mi se părea că acel proiect nu este din televiziune, nu-i de stat. Da. Asta era senzația mea. Îți spun acum anumite gânduri pe care le-am ținut vreo 30 de ani în mine și trebuie să ți le spun, că altfel, tu ești psihologul meu astăzi, înțelegi? Dar vreau să spun că era o explozie, fapt care s-a și văzut la spectacolele fost, da, cu uși de mii. Știi că am fost coleg de facultate cu Paul Surugiu? După ce am terminat liceul, am vrut să fac muzică și nu eram pregătit să dau la conservator și am aflat că s-a înființat o facultate particulară, era o facultate care se numea Music Hall. Deci nu Musical, Music Hall. Ok, eu mai țin minte la ce universitate. Care era împărțită 50% muzică, 50% teatru. Și cumva, practic, voiau să pregătească studenți pentru musical. Și la acea facultate, eu n-am stat decât un an, pentru că după un an secția de muzică s-a desfințat, a rămas doar facultatea de teatru și atunci am plecat, am învățat și am dat la conservator. Dar în acel an am fost coleg de clasă cu Paul, cu Paul Surugiu. A.K. Fuego. Și cu Paul m-am întâlnit anul ăsta la mare după 30 de ani, nu știu câți au trecut. La Cireșica, în Olimp. Da. Senzațional. Noi aflasem că este concert cu Mirabela Dauer. Eram cu prietenul, Virgil, da. Zic, mă, mustai, trebuie să mergem la Mirabela, cântă și Paul. Zic, mă, hai. Și și Gigi Gheorghiu. Am fost la Cireșica, nu existau mese, am făcut rost de masă și ne-am așezat, am început să mâncăm și la Cireșica e o terasă, în mijloc e un loc unde la un moment dat se cântă, apare solistul vocal și cântă cu bandă. Și a cântat Gigi Gheorghiu primul, s-au ridicat câțiva oameni, au dansat, după aia a venit Mirabela, s-au ridicat, mulți oameni au dansat, nu știu ce, după care Paul a închis. După concert, hai să plecăm, nu știu ce mișto a fost, și în drum spre plecare mă întâlnesc cu Paul. Adrian, dragă, și Paul, mă rog, ne-au luat în brațe, ne-am pupat, ce faci, nu știu ce, și mai zis Paul că, știi ce, da, din păcate, nu mai, nu
prea mai e cum era odată. Nu mai sunt spectacolele așa cum se făceau pe vremuri. Și părea așa foarte pătruns cumva. Mie mi s-a părut că pentru o seară la Cireșica a fost ok, adică lumea, da. Dar mergând pe lângă Paul ca să o salut pe mama lui, mama lui era la masă cu Mirabela. Mirabela plângea. Și eu zic, vai de capul meu, zic, bă, poate chiar s-a întâmplat ceva nasol aici și n-a fost bine. Și mă duc la Mirabela, zic, ce faci, Mirabela, de ce plângi? Și zice, Hadi, mă, la un serial, ea era cu telefonul aici. Ce treabă? Dar știi ce serial era? Ăla turcesc, la ălea se uită. Ne-a zis aici, m-a uitat așa la mine. Ia uite, de-a, de-a. Cu tine seamănă. Cine se seamănă Mirabela? Cu tine seamănă eroul ăla al meu din serialul turcesc. Da, da, tare era tot. Foarte pătrunsă de... Extraordinar. Mm. Am aflat că ai avut această întâlnire cu Titus care te-a îndrumat să compui. Da. A fost... Zis-mă, pentru mine a venit din camera mea de la Gara de Nord, care era aproape cât masa asta, puțin mai mare, cu toate visele mele adolescentine, cu chitări și așa mai departe. Mama m-a trimis la o preselecție la TVR, unde a trebuit să mă duc să cânt ceva. Nici nu știu ce am cântat, ce alte cuvinte probabil, sau Beatles sau... Da. Dar am luat preselecția și am ajuns acolo. M-am întâlnit cu viitorii mei colegi, salut. Nu știam nimic despre meseria de artist, vedetă sau cum se chema, solist. Da. Televiziune, Titus Munteanu, costume, lumini, trebuie să facem niște piese. Uite, Adrian o să cânte Cut and I Joe. Ce? Cut and I Joe. De la Redneck. Sau Rednex. Sau... Rednex. Find me for Cut and I Joe. I've been married a long time. Avem Marius. If I'm bad. Ok. Bine ați venit, domnilor și domnilor, la 1994. Iar acum pe scenă, la scoana vedetelor, intră Adrian Despot. If I'd been a Joe, I'd be married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Got not Joe. Where did you come from? Got not Joe. I'd be married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Got not Joe. S-a plăcut. La nebunie. Îmi doresc doar tardiv, știi, ca așa, ca prostul, îmi doresc cumva să fi avut mintea de acum, atunci când am fost la școala vedetelor în 94, ce să mă bucur de toate momentele astea. Numai că eu habar n-aveam cine este Adrian Despot. Ce vrea el de la viața asta, ce vor oamenii de la el și nu partea asta de divertit. Eu nu apucasem să fiu eu în viața mea, da, păi în viața publică, ca să încep să joc niște roluri. Și atunci eu să apar la televizor dându-mă drept cu totul și cu totul altcineva, un fucking western country dude cu părul lung, cu o cămașă cadrilată și... Prin fân pe acolo, ții mintea? Și prin fân. Și făcând filmări după filmări. Da, adică a fost un șoc pentru mine. După prima filmare cu Cut and I Joe ăsta și... ce piesă am mai cântat noi cu niște... Nu mai știu ce am mai cântat. Am plecat de la televiziune pe jos acasă. Asta se întâmpla în decembrie 94. Plângând tot drumul, am ajuns acasă. Mama m-a așteptat cu brațele deschise. A venit copilul de la filmări, de la TVR. Adică era amazing pentru ea, știi? Iar eu eram deja de internat. M-a dus în cameră plângând. Mi-a dat o pastilă. Nici nu știu ce pastilă a fost. Ceva diazep, distono, ceva ce ceva nu de... e bine să iei. De liniștire, da. Așa, pentru că am simțit brusc că nu există niciun fel de os în corpul meu, iar am doar o masă de carne, dar care plângea în continuare și sufera. Așa. Pentru că nu vreau să fac lucrul ăla. Doar că, cumva, pe vremea aia, copiii erau crescuți, și nici nu știu dacă e bine sau rău, erau crescuți cu anumită frică de anumite entități. Entitățile astea erau poate părinții, poate profesorii, cu siguranță securitatea. Și cumva frica asta, atunci când
față de părinți nu era neapărat o frică, era o frică combinată cu un bun simț, pentru că nu vroiam niciodată să-mi rănesc părinții. Nu vreau să-mi văd părinții suferind din cauza mea, știi? Din cauza asta îmi ștergeam notele mici din carnetul cu note de la școală cu lama și scriam eu note mai mari. Pentru ei o făceam să nu sufere. Și am continuat cu școala vedetelor, am continuat pentru mama. Deși nu-mi plăcea, atunci mi-am făcut armura aia din Oakman și practic mai vorbeam cu mine, colegii mei ziceau că sunt cel mai ciufut om de pe pământ. Eram și extrem de timid, dar nu. 2 ani de zile tu ai stat cu acest sentiment, 2 ani de zile, da, până în 96, până a urmat episodul Vița de Vie și te duceai în continuare la filmări, te duceai în continuare la concerte, te duceai în continuare și vedeai oameni fericiți, zâmbind și tineret, da, care tu poate, tu erai acolo, eu te vedeam la televizor. Erați dați în prime time la spectacole de seară, sâmbătă, duminica. De fiecare dată o cameră pusă într-o piață dintr-o oraș din România și era... Da, doar că oamenii aia nu mă aplaudau pe mine. Adică oamenii aia, cum să zic, pe scenă era Adrian Despot, dar omul de pe scenă nu era Adrian. Ei nu mă aplaudau pe mine. Ei nu aplaudau muzica mea, ei nu aplaudau... nu știu, nevoile mele, trăirile mele și emoțiile mele, care erau în totală antonimie cu divertismentul de la școala vedetelor. De asta zic că mi-aș fi dorit să am acum, să fi avut atunci mintea de acum, știi? Da, pentru că da. Acum știu cine e Adrian Despot și sunt atât de sigur de el încât, nu știu, se poate întâmpla orice. Știu cine sunt, pot să cânt orice. Pot să cânt Cotton Eye Joe și putem să mai facem un encore. Adică da, nu e niciun fel de problemă. I know who I am, dar pe primul an habar n-aveam. Crezi și că oamenii aplaudau un clov. Asta era. Crezi că e o chestiune pe care am putea să o tranșăm cât puțin de tot. În sensul în care crezi că dacă vorbeai cu maică ta, dacă vorbeai și cu Titus, nu. Și practic tu ai intrat dintr-o lume direct într-o fabrică în divertisment. De ce marketing divertisment. Exact, da. La care nu te-a pregătit nimeni. Nu, mergeam pe stradă și m-a luat o mână așa și m-a băgat înăuntru. Cam exact. Așa a fost. Și ca să mă întorc la întrebarea ta, într-un astfel de moment, după un an sau ceva, Titus, văzându-mă că sunt total nefericit, mi-a zis, Adrian, dar ce-i cu tine? Că nu ești bine. Zis, Titus, nu-mi place muzica pe care o cânt. Că nu... Dar ce ai vrea tu să cânti? Nu știu, Titus, Counting Crows. Cântă Counting Crows. Și am cântat Counting Crows. Mi-a dat voie să cânt Counting Crows într-o emisiune. A fost visul vieții mele, doar că am cântat-o extrem de prost, că eu nu puteam să cânt ca ăla, știi? Dar, anyway, mi-a dat voie să cânt Counting Crows. Scuze-mă, fac o parantă. Tu știi interpretarea lui Johnny Mitchell? Lor, da, Bigelow Taxi. Deci eu mor după aia. Când aud piesa aia, da. Aia... Și melodia lor din Shrek. Astea sunt extra albumele lor, da? I'm in love. Deci e senzațional. Da. Tipul are un ambius formidabil, pentru că asta m-a și crapat. Și are un timbru spectaculos, să închidem. După care Titus mi-a zis, ok, nu-ți place muzica pe care o cânti aici, de ce nu compui tu melodiile tale? Păi hai că încep să fac. Și am început să compun. Și am început să compun pentru mine, pentru Carmen, pentru Călin. Prima dată când am întâlnit eu, ca prezentator, școala vedetelor a fost în 97, tu deja plecasei. Eu te-am tot căutat pe scenă. Ce fel de prezentator? Ce vorbești? Când eram prezentator și prezentam... eu n-am prezentat niciodată. Când mi-a venit rândul, mi-a venit în 97. A fost o chestie rândul la Olimp. Rândul să prezinti ce, Horia? Un concert. Eu te-am prins pe scenă la Olimp ca prezentator, dar eu eram deja în Vița de Vie. Exact. Da. Dar exact. În televiziune te-am prins, pentru că unul dintre cele mai bune roluri ale mele la școala vedetelor, nu știu dacă știi, dar o sunăm pe mama și o întrebăm și poate să confirme, da, este momentul, și cu siguranță există undeva în arhivă, în care eu te-am jucat pe tine prezentator. Robingo era? Da, Robingo. Yes, te-am jucat pe tine. Titus a avut ideea asta. And I did you. Pentru final mai am o scurtă întrebare. Nu mai vrem întrebări, vrem să ne luăm banii. Poate că întrebarea e încuietoare și... Mișto bere, mișto apă, să ne luăm banii. Nu-i vina mea, dar...
dar șeful îmi cere. Nu-i vina lui, dar șeful lui cere să ne tot pună întrebări părăsesc. Spune-mi tu, dacă vrei, ghișciu bergăcei, dar să nu da, într-una ai trișat. N-am trișat. Prea tare, da, tu ne-ai penalizat. S-a tâmplat. Jocul i-a aranjat. N-am trișat. Jocul i-a aranjat. Nu-l mai fac. Da. Da. Cântai sau prezentai? Prezentai. Prezentam cântând, cântând, nu mai știu ce. Normal. Și dacă nu, dacă nu se găsește în arhive, taică-miu a fost inspirat să înregistreze, bineînțeles că era podoaba la televizor, a înregistrat pe VHS-uri toate emisiunile. Este Revoluția Română. Atât. Deci toate VHS-urile cu toate filmele pe care le aducea bunică-miu înainte de Revoluție, peste toate filmele alea, Capodopere cu lui de Funes și așa mai departe. Acum nu există decât Revoluția Română și Școala Vedetelor. Toate ca să... Da, da, știi It's că... all that matters. Da, da. Dar știi că după aceea Televiziunea Română a preluat această chestie și peste tot ce s-a întâmplat cu 70-uri, 80-uri, cu Teatrul TV și la mai departe, au șters tot. Și au șters, au băgat agricultura, au băgat reflectoare și tot felul de reportaje. Am eu! Da, mă, da, e senzațional. Ai văzut-o anunțul Vița de Vie caută solid vocal? Nu. După liceu eram într-o gașcă, dintre viciile mele, unul era, de fapt n-a fost niciodată viciu, a fost mai degrabă o plăcere, pentru că de fiecare dată când lucrurile s-au agravat m-am oprit, jocul de cărți. La noi în familie, noi am fost cartofori de mici, toată zona aia de Arad, începând de la bunicul meu, care mi-a fost într-o mare măsură tată, e vorba de tatăl mamei mele, uh-huh. Copilărin la Arad, cu el practic am descoperit toate jocurile de cărți și felurile de cărți și tabietul jocului de cărți. Cărțile se țin în mâna stângă tot timpul și se joacă cu dreapta. Nu mai ținem cărțile, eu fiind un copil, știi, și dar am învățat tot tabietul amestecat și Remi și așa dacă mai departe. Dacă aveai telefon pe vremea respectivă, nu apucai să le înveți. Imposibil. Deși să știi că fiica mea, Maia, a prins ceva din Macau? Cartofora. Nu, Macau, dude, adică... La nu. Ce ai ajuns? La whist, hai, termină. Am ajuns în perioada asta despre care îți povesteam, am ajuns la bridge și făceam campionate de bridge pe echipe. Și exista un club în București, undeva la Virgiliu, un club al unui tip care se numea Dan Șacalu, îi spuneam noi. Sună promițător. Da, da, avea o casă. Așa. Care și acum este de vânzare, dar sunt la numărul ăla de 10 ani și nu răspunde nimeni. Așa. Dan nu mai e în țară, a plecat de mult. Dan era prieten cu Artan. Aha. Erau colegi de liceu, dacă nu mă înșel. Așa. Și era practic sufrageria lui, unde își făcuse un bar, nu exista nicio firmă afară. Era un club cu circuit închis, unde ne strângeam să bem, să ascultăm Tracy Chapman, Dire Straits și Sting. Uh-huh. N-avea decât 3 casete. Asta prin 95, da? Da, 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 da. De ce n-ai bărat la mântâlnit, mă? Și jucam cărți. Acolo venea din când în când Artan, la Dan. Acolo am cunoscut și pe Dan Iliescu. Dar unul dintre uzualii clubului, mă rog, camerei, așa, era Adrian Borțun, basistul de la Timpuri Noi. Da, da, da. Cu care jucam și cărți, pentru că Borțun era inginer și îl ducea capul la... Așa, la... Și într-o zi Borțun mi-a zis, bă, uite, sunt niște tipi pe care îi știu eu, ei cântă de mult, care vor să-și facă o trupă așa mai de muzică alternativă, oare te-ar interesa? Zice, sunt ok, gagii. Zic, bă, da, m-ar interesa, pentru că vreau să fac ceva, că nu mai pot la Școala Vedetelor. Mor cu mine de gât, știi? Și mi-a dat 2 numere de telefon, Pupe și Pepino. M-am dus eu acasă. Pupe mi s-a părut că sună mai agresiv, așa. Și l-am sunat pe Pepino. Greșeala mea, m-a ținut o oră jumate. Dar, mă rog, m-am dus la repetiții. Se repeta la fostul Hard and Heavy, de pe Gabroveni, uh-huh, în bucătărie. Am dat un fel de probă pe care am luat-o și am început să cânt cu Vița de Vie. Povestea însă este că
ăștia de la Vița de Vie erau niște șacali. Pentru că ei cântaseră cu Bodo. Pă bune? Vița de Vie era remake-ul formației Asterisk din anii 80, unde erau Pupe la tobe, Pepino la bas, Bodo la voce, Vrabie la chitară și Sorin Dănescu la clape. Asterisk s-a spart undeva în 80 și prin 95 s-au gândit ei să refacă trupa. Așa. Și au refăcut-o cu Bodo. Hai să refacem trupa. S-a refăcut trupa în formula asta. Au înregistrat 3 demo-uri, 3 cântece cu Bodo, după care Bodo a făcut o de-asta, da lui. N-a venit la un concert sau nu știu ce. Era tânăr pe vremea aia. Da, da. Giovanissimo. Și atunci s-au gândit că le trebuie alt solist vocal. Și s-au uitat la televizor și au dat peste Școala Vedetelor. Și de la Școala Vedetelor, că totuși ei aveau un simț muzical. Au zis, bă, cântă bine Călin Goia. Goia, evident, cânta mult mai bine decât mine. Repet, eu nu eram solist vocal, eu eram clovn și chitarist wannabe în capul meu. Dar nu l-au sunat pe Goia, m-au sunat pe mine, dintr-un motiv sau altul. Incredibil. Da. Și Călin l-au sunat și de la Voltaj imediat. Dar știi că era în aceeași perioadă, s-a întâmplat în aceeași perioadă și chemarea lui Călin și extraordinar. Da, eu am plecat de la Școala Vedetelor, nu mai știu... Mai țin minte în ce ordine s-a întâmplat, dar știu că... Tu ai fost primul. Știu că am plecat primul. În 98 a fost el la... În 98 a fost chemat la Voltaj, da. E foarte interesant că ați fost, practic, dacă stau bine să mă gândesc, sunteți cei oamenii care au continuat și au făcut o carieră, iar dincolo de lucrul ăsta, cred că ceilalți s-au pierdut. Adică vârful lor atunci muzical a fost Școala Vedetelor. N-au vrut mai mult individual pentru ei sau de la ei. Nu știu. Nu m-am gândit niciodată să fac o paralelă între Școala Vedetelor și Vocea României, dar uite că poate se poate face o paralelă. În momentul în care se termină emisiunea, se termină producția, se termină managementul și toată echipa aia de profesioniști care e în jurul tău acolo și rămâi singur în jungla muzicală, corect, e foarte posibil să nu ai puterea să ții de tine și să reușești să te propulsezi. Și atunci să... Mă rog, muzica nici nu trebuie să fie pentru toată lumea. Am înțeles că... Și nici măcar pentru cei talentați, ci pentru cei muncitori. Am mers foarte bine repetițiile și la a doua repetiție ai aruncat cu procesorul. După Pepino, da, dar cine știe pe Pepino... Îmi găsește scuze. Așa ar fi trebuit. Da. Mie mi-a plăcut un lucru pe care l-ai povestit odată, că în momentul în care se întâmplă ceva important în familie, luați o decizie, în special tu faci un consiliu de familie. Obișnuiam să facem lucrul ăsta, da. Mi se pare un lucru formidabil și dă-mi voie să spun că mi-ai dat o idee pentru familia mea. Sigur că anunț când e vorba de una de alta, dar vorbesc cu soția mai mult. Și ții minte că le-ai spus, bă, dacă îmi fac un tatuaj, vorbesc în familie, vorbesc în consiliul de familie. Da, da. Așa ți-ai făcut parte din tatuaje? Primul tatuaj mi l-am făcut la Arad pentru că aveam un prieten, Gălbenuș, care s-a tatuat cu un cap de clown și am zis, dude, vreau și eu ăla, mai matricea, da. Mi-a dat-o și m-am tatuat la Arad într-un garsonieră, fără apă, fără curent. Adică a fost așa. În continuare se face mișto în familie de tatuajul meu, pentru că, deși un tatuaj foarte urât, pentru mine înseamnă foarte mult și îl iubesc, nici măcar nu vreau să-l recolorez, să-l aduc la viață. Are vizionă și efectul pe care l-a avut asupra psihicului meu a fost fantastic. Adică a fost ca și cum m-aș fi dus la un curs intensiv cu un coach. După ce m-am tatuat, eram alt om, eram din nou, parcă așa se îndreptase spatele, mergeam mai drept pe stradă, totul s-a schimbat. Pe care trebuie să-mi fac pe al doilea, că la al doilea o prostie îngrozitoare. În secunda în care s-a terminat, am știut că trebuie să-l acopăr cu... Da. Și m-am oprit. Eu mă uit la tine ca la un spectacol, pentru că niciodată n-am simțit nevoia organică, bă, trebuie să-mi fac un tatuaj. Vreau, dar mai vreau, că nu-ți vine să te oprești, e mișto, e foarte mișto. Care crezi că va fi următorul tatuaj? Ai vreo idee? Nu știu. Ți-am zis că aici aveam un tatuaj, un tribal, care nu-mi plăcea absolut deloc și pe care de-abia așteptam să-l acopăr. Nu sunt genul de om care își alege niște lucruri importante pentru el și vrea să și le pună pe
piele ca să-i rămână acolo forever. Simți pur și simplu. Vreau mai degrabă opera artistului tatuator pe care o aleg, vreau opera lui pe pielea mea. Așa am făcut cu tatuajul ăsta, l-am acoperit, am zis, nu mă interesează ce-mi faci, vreau să-mi faci ce vrei tu. Am înțeles. Și mi s-a făcut ceva superb cu niște flori, cu o ramă și așa mai departe. Și acum am găsit pe Instagram o altă tatuatare, cheamă Laura Căciulan, și am fost cu Maia, pentru că și Maia, fata mea, vrea să se tatueze. Așa. Am fost la Laura la o ședință și, ok, Maia știe exact ce vrea să-și tatueze, niște treburi. Și zice, ok, ați terminat ședința cu Maia, Adrian, tu ce vrei? Zic, girl, eu vreau să mă tatuez tu. Adică, ce vrei tu îmi faci? Fă-mă surpriză. Da, nu, îmi place foarte mult modul în care tatuează. Tatuul în sine este o artă, știi? Și îmi plac artiștii care tatuează și cumva ăsta e felul meu de a fi, știi? Nu vreau să inspir, poate dau un hint așa, adică nu gen o chitară și nu. Nu. Ce vrei tu? Vreau să te am pe piele. Da, a fost pentru mine un șoc, pentru că noi nu suntem tatuați în familie și cu câțiva ani în urmă, fetele mele mari, Andreea și Maria, au venit, vrem să ne tatuăm. Și îți dai seama că e o nouă etapă în viața mea, să văd niște chestii colorate pe o piele. Și, într-adevăr, mi-a plăcut foarte mult. Maria și-a făcut niște chestii aici la biceps, foarte, foarte interesante aici. Arătau ca niște semne de circulație și am zis că trebuie să-ți iei carnetul, drept pentru care și l-a și luat. Iar Andreea și-a făcut ceva pe spate foarte interesant, adică e chiar special și... Da. Dar încă nu simt nevoia să tatuez. Dar nu e obligatoriu să tatuezi. Are cineva tatuaj dintre voi? Numai o mână? Numai o mână, urmează, nu e gata. A, nu e, ce scuze. Când e gata, să ne spui și nouă. Ședința de familie, băi, uite... Nu știu ce să zic. Nu... Câteodată trebuie să-l spui copiilor direct, știi ce zic? Dar câteodată prea multă democrație în contextul în care... sau prea mult credit pe care îl acorzi unui minor care încă nu are putere de judecată 360 de grade, s-ar putea să strice. Consiliul de familie, dar... Copii, ascultați ce vreau să vă spun. Ce vreau să vă spun și vrem să hotărâm împreună. Copii, vreau asta este decizia. Da. Copii, vreau să vă spun că tata, dragă Maia, dragă Toma, tata a făcut o melodie foarte frumoasă. Astăzi, pentru voi, tata, și cu aprobarea voastră, în consiliu, prin telefon, laptop, vreau neapărat să-mi dați și mie voie. Eu o să-i fac un fel de voce a doua și am zis eu așa niște chestii. Sper să nu vă supărați că îi stric melodia lui tata. Acum îmi vor scrie. Nu, da, dă-i drumul să cânti. Ce telefon? Nu înțeleg. Nu, acum am discutat cu copiii okay, bine, care... Mai uit în cameră. Chestia cu televiziunea, cu nu știu ce. Da, da. Eu am rămas la Vocea României. Eu am rămas la Școala Vedetelor. Dă-i plecat de acolo. Vreau să te întreb dacă versul ăsta, cine oare a decis așa, fiecare are calea sa, în dimineața sa? Da, astea sunt versurile scrise de Sorin. Eu l-am cunoscut pe Sorin în 94, a avut un singur spectacol împreună, dar el era ilustrator muzical. A fost Miss România pentru Miss World. Sper că am pronunțat. Nu vrei să... A fost un turneu în țară. Și a fost prima dată când l-am cunoscut pe Mircea Baniciu, care și el avea un moment muzical în cadrul acestui... probabil că aș putea să fac o miniserie de câteva episoade pe un streaming, dar o să mă opresc să spun că a fost prima dată când l-am întâlnit. Și acum, peste ani de zile, el a plecat din Viță în 2012. Da. Și de fiecare dată mă gândesc, atunci când a luat amploare și mă gândeam, eu îl cunosc, știi? Bine, îl cunoșteam pe Pupe și pe Pepino, dar îl cunosc și pe Dănescu, știi? Era o chestie, bă, uite-mă la televizor, Visa de mine. Băi, i-am fumat pe ăștia. Dragul meu, în cazul în care nu mai ții minte versurile, da, te rog. A, eu să cânt? A, tu ai zis că-mi faci vocea a doua. Bine, ok. Căștile sunt acolo. Ce căști? Ce căști? La rece. Nu. Păi nu, la rece, la rece, la rece. Ce, se aude ceva aici? Nu, a fost un apropo, da. Bă, iartă-mă, dar nu o să nu mai... Astăzi o să-ți învăț toate
toate obiceiurile, dar nu, ți-am zis, noi n-am mai ieșit la mult. Da. Ultima oară, hai, ultima oară la Timișoara totuși s-a ieșit, e. La Gala Baniciu, nu? S-a ieșit puțin, da. Da, bă, zici că s-a ieșit puțin, da. E, nu, ideea este că sper să ne iasă în continuare. E moale pielea ta, ca de catifea, însă nu e bună, nu-i pentru haina mea. Uh-huh. Perfect. Copii, suntem gata. Dacă voi pleca, știi bine că mulți fac așa. Cine oare a decis așa? Fiecare are calea sa. Dacă vreți să-i vedeți trupul... Nu! No. Adrian Despot. Îi vreți trupul? Era o confirmare, nu? Nu, de fapt, asta a dat hit-ul. E moale pielea ta, ca de catifea, însă nu e bună, nu-i pentru pielea mea. E ferma, ca de catifea, însă nu e bună, nu-i bun pentru pielea mea. E moale pielea ta, ca de catifea, însă nu e bună, nu-i pentru pielea mea. E moale pielea ta, ca de catifea, cine nu e bună. Și din nou pe scenă, trupul lui Adrian Despot, direct de la cum, în scenă.
ca difea, da. Bopi! Asta e piesa preferată lui Fima. Dar nu, dacă n-ai... Sunt multe piese preferate. Îmi cer scuze, dar trebuie să mergem mai departe. Ți-am spus, noi știm când începem, dar nu știm când terminăm. Ok. Copii, iar acum vreau să vă spun un lucru foarte important. Vreau să vă dau o definiție și în același timp să trecem într-unul dintre cele mai importante subiecte ale muzicii. Artiști sunt cu toții, dar trupe. Trupe. Și trupuri. Visa de Vie este o organizație paramilitară care funcționează după niște reguli extrem de stricte și extrem de bine ancorate în timp. Totul se întâmplă cu precizie matematică, la ore fixe, nimeni nu întârzie, ne trezim toți la ore fixe, probele sunt la ore fixe, începem la ore fixe, terminăm la ore fixe, concertele încep la ore fixe. Asta ai spus-o către băieții de la tine din trupă, nu? Asta am zis-o... Așa, no. Întâmplător încolo. Băi, stai, Nu, bine. Și fii atent, ai citat ce zicea Adi. Cel puțin noi, în Vița, știu oricând că orice se întâmplă, îl am pe Cezar lângă mine, pe Ciupa, pe Pupe, pe Miții, pe Tinerețe și așa mai departe, care pot ei să prea treaba și să o duc mai departe. Bă, chestia asta cu trupa. Mi se pare că trebuie să existe un manual care nu există acum. Cum poți? Și acum tu să-mi spui. Ești cu 5 oameni pe care da. Unul, doi s-au schimbat, da? Greșesc? Să-mi spui dacă greșesc. Pe parcursul acestor din 96 până zilele noastre. Care este secretul unei trupe să fie robustă, să se mențină și să meargă atâția ani împreună? Ăsta e un secret, pentru că în momentul de față, la toate permutările generate și de pandemie, pentru că după pandemie, parcă, știi cum a fost pandemia? Ai ținut niște dogi germani în lesă și s-a terminat pandemia, poc, s-a scăpat din lesă. Și acum toată lumea e nebunită. Spune-mi, după toți anii ăștia prin care ai trecut, cu bune, cu rele, cu foarte minunate, cu mai puțin plăcute, care e secretul unei menținerii unei trupe? Poți să-mi spui ceva în sensul ăsta? Nu cred. Acesta a fost... Adică nu am un răspuns care să funcționeze pentru toate celelalte grupuri. Cred că pe noi, cu siguranță, ne-a legat foarte tare evenimentul de la Colectiv, în care am pierdut foarte mulți prieteni și după care am realizat că viața se poate termina oricând și eram niște prieteni într-o trupă, știi, dar nu ne bucuram de prezența celui de lângă noi atât cât am fi putut să o facem și după Colectiv am început să ne luăm în brațe în Vița de Vie de fiecare dată când ne vedem, am început să ne facem cadouri de ziua noastră, adică dar nu sunt cadouri din astea, știi, așa de obraz trebuie să-i duc ceva lui ăla. Stăm și ne gândim și... Să prețuiți prietenia. Exact. Pe lângă asta, cred că e foarte important în momentul în care vrei să intri în muzică și să faci muzică, să știi motivul pentru care te apuci de muzică. Vrei să faci muzică ca să câștigi bani. Vrei să faci muzică pentru a fi vedetă și a te recunoaște lumea pe stradă. Vrei să faci muzică pentru că simți că ești un cazan sub presiune care explodează capacul și dărâmă pereții din casă dacă nu reușește să pună într-o melodie lucrurile alea. Adică sunt foarte multe motive pentru care oamenii se apucă de muzică. Tu zici pe cât de bine știi motivul, cu atât mai consistentă e trainică e prezența ta acolo? Cu atât mai ușoară este, pentru că știi ce ai de făcut. În cazul nostru, ăstora din Viță și a multor alți copii care se apucă, e o glumă pe care o spun, știi, că pe odinioară când oamenii încă învățau să cânte la instrumente, cum spuneai tu că acum există telefoanele care le ocupă majoritatea timpului, erau foarte mulți rocker și vedeam foarte mulți tineri cu chitări în spate. Știam că ea nu se înțeleg cu părinții. Adică ne certam cu părinții toți, că așa era perioada aia și coboram din bloc, lângă ușa blocului era muzica rock acolo cu mâna întinsă. Salut! Hello, eu sunt muzica rock. Vino aici, știi? Și ne lua. Și atunci pentru noi n-a fost niciodată
despre... N-am intrat în chestia asta pentru bani sau pentru faimă. Asta e motivul pentru care am plecat de la Școala Vedetelor, unde aveam bani și faimă, da? Da. Nu aveam exact ce motivul pentru care vreau să mă apuc de muzică. So, dacă știi pentru ce ești în muzică și de ce te-ai apucat și ce vrei să faci, lucrurile sunt mult mai clare. La un moment dat, inclusiv la noi, aveam colegi care erau supărați pe income-ul nostru versus income-ul, nu știu, zic al lui Smiley, că e gen prieten, știi? Și zic, dude, stai puțin. Dar noi facem ce face Smiley? Nu. Nu. Noi suntem dispuși să facem ce face Smiley? Nu. Și atunci, de ce să avem pretențiile financiare ale lui Smiley? Corect. Noi facem chestia asta. Haide să... Și cu cât ești mai canalizat pe ce ești tu de fapt și pe ce vrei tu de fapt, cu atât e mai ușor, doar că sunt foarte multe influențe și foarte mulți paraziți. Practic, gândurile parazite sunt cele care ne fac pe noi să... Sunt cele care ne obstrucționează traseul. Vorbești de gânduri parazite în sensul că dacă nu îți place și nu faci ceva, atunci, nefăcând nimic, vin gândăcei și îți atacă. Exact. Când drumul este extrem de simplu. Aha. Copiii, de exemplu, când sunt mici și de-aia probabil că mă emoționez eu atunci când mă uit la poze cu copiii mei mici, speranța și lumina din ochii lor, ei pot să facă orice la vârsta aia. După aia, când sunt înregimentați în grădiniță, școală, liceu, ceva se strică și lumina se stinge. Da. Dar lumina aia trebuie... Noi trebuie să prețuim lumina aia și să o păstrăm, știi? După aia, cu vița, cu programul ăsta, mă rog, la mine nu există nicio diferență între persoana publică Adrian Despot și persoana fizică Adrian Despot. Niciodată nu mă prezint ca persoană publică. Eu tot timpul sunt omul simplu de la Gara de Nord sau Felnac sau Igriș sau Arad. Și chestia asta se datorează fenomenului Școala Vedetelor, unde am jucat atât de multe roluri încât am zis, în momentul când am plecat de la Școala Vedetelor și am intrat la Vița de Vie, mi-am zis că nu o să mai joc niciun rol toată viața, pentru că sunt sătul de roluri și că viața e mult prea scurtă ca să impersonezi pe altcineva. Ar trebui să mi-o dedic mie. Și na, cumva asta am început să fac cu toate riscurile. Printre riscuri însemnând și faptul că de multe ori spun prostii în interviuri, dar ca orice om... Dar cine nu spune prostii? Nu spun despre primul meu interviu, că după aceea o să... Da. Ăla de exemplu, că formația Vița de Vie, o formație paramilitară și așa mai departe, asta este doar un regulament, un fost regulament de ordine interioară, care a fost în Viță, da, care se respecta, cum să zic, de obrazul celuilalt. Adică pentru că niciodată la noi în trupă nu au fost probleme de genul ăsta, de întârziat sau de... nu știu dacă din cauza comportamentului celorlalți din jur sau cred că pur și simplu din cauza pasiunii pe care o au toți față de muzică. De fiecare dată regulamentele au fost pentru a fi încălcate. Odată ce încalci odată, nu e o problemă. Fiecare. Eu am întârziat, da, de exemplu, ieri seară am intrat în microbus. Păi, eu am întârziat azi 45 de minute ca să... Sistește the end of the world. Da. Ieri seara am urcat în microbus, iar Cristi mi-a zis, ai întârziat. Și mai pe telefon erau 3 minute. Îmi cer scuze și le-am tuns mâna. N-am zis, lasă-mă în pace. Da. Am zis, scuze. Da. Nu contează ce a generat acea întârziere. Dacă eu cu tine nu am un canal de respect, atunci n-am nimic. Meseria noastră, fiind atât de des asociată cu simțitul de bine, unde orice este permis. Da. Cumva mulți dintre colegii de breaslă asociază asta cu meseria în sine. Iar meseria în sine, pentru a fi făcută și pentru a produce efectul ăla, are nevoie de profesionalism. Fără îndoială. Dar voi, dincolo de toate, de-a lungul anilor, v-ați dezvoltat ca și producători. Ați făcut tot felul de lucruri în studio. Da. Lucru care v-a adus un venit, să spun așa. Tu ai făcut multe piese. Bă, dacă mă gândesc bine, eu am fugit de bani toată viața mea. Nu știu de ce. Că, de exemplu, cea mai bună perioadă de la studio a fost când lucram pentru Antena 1 pentru Folclorul Contraatacă. Aia a fost o emisiune... Mi-aduc aminte de... Aia a fost o emisiune care a durat în jur de 3 ani. Era un grup de folcloriști... Bă, și văd așa, înlinșirați pe care scenă. Provocau diversi muzicieni, pop, rock, manele la un moment dat și așa mai departe. Și toată producția era făcută la noi în studio. Cred că a fost cel mai bun 2 sau 3 ani ai studioului din punct de vedere financiar.
Dar de studio mă ocupam eu cu pupe și într-o zi am zis, zic, bă, stai să ne oprim puțin. Deci noi de 3 ani de zile n-a scos nicio melodie. Ok, studioul produce că putem să ne luăm ce scule vrem noi. Știu, dar asta vrem noi să facem? Adică să stăm într-un studio și să câștigăm bani din înregistrându-i pe alții? Nu vrei să facem muzica noastră în continuare? Ba da, și am zis stop. Și din momentul ăla studioul practic s-a închis din punct de vedere comercial. Ne-am retezat, așa cum mi-am retezat craca cu țeava financiară de la Școala Vedetelor, la fel ne-am retezat craca la studio. Pentru că și studioul l-am făcut din pasiune și nu neapărat din... Da, din nevoia de a suna bine, știi, de a suna bine pe pielea noastră, pentru că sar puțin de la una la alta. În 99, când am făcut piesa Basu și cu Toba Mare, am tras-o la Magic Sound. Magic Sound, da. Un studio. Da. Băi, și suna atât de prost, încât am zis, guys, dacă noi scoatem albumul ăsta fenomenal în România, nu o să facem absolut nimic cu el. Trebuie să găsim o modalitate să mergem afară. Și așa am ajuns afară. Și după ce am tras în 99 fenomenal în Germania, în 2000-2001 ne-am întors și am zis, trebuie să ne facem studioul nostru. Pentru că niciun studio din București, cel puțin, nu sună așa cum ne-am dorit noi să sune. Și ne-am făcut studioul nostru și am început să învățăm cum se face treaba în studio, cum se pun microfoanele, cum se acordează tobele și toată munca de producție. Lucru care te ajută în fiecare moment când te întâlnești cu muzica vieții tale. Sigur că da. Sigur că da. De asta mă simt atât de sigur pe scenă, pentru că știu de la fiecare cablu din ce este făcut, cum se numește, da. Fiecare circuit, fiecare chitară, fiecare parte a chitării, fiecare microfon, ce fel de microfon este, ce capsulă, de unde se cântă la el, ce fel de stativ. Și în momentul în care... E o mare pasiune, știi, la mine. Înțeleg. Dar în momentul în care deții toate informațiile despre tot ecosistemul ăsta creat în jurul tău de tine... Acustic, da. Ești liber. Nu mai există niciun... Și dacă se strică acest microfon pe care îl cunoști, eu gluma sorții. I don't care. Îl știu pe microfon. Da. Nu vă supărați pe mine. Asta e, se mai strică. Știi? Asta mi-ar plăcea, dacă vrei. Asta e parte din secretul nostru. Suntem foarte pasionați de ce facem. Suntem foarte respectoși cu ce am primit de la muzică și cu ce vrem să-i dăm înapoi. Suntem conștienți de faptul că nu putem să-i dăm înapoi cea mai bună variantă a noastră, decât dacă cea mai bună variantă a noastră este cea care se scoală, vine la program la ore fixe, studiază și cântă ca și cum ar fi ultimul concert, fiecare concert. Voi sunteți acum 5 în viță? 5 interpreți, da. 6 cu Mandela când facem proiectul acustic. Iar echipa tehnică este și ea prezentă, este tot a voastră. Încă 5 oameni. Încă 5 oameni. Da. Deci, practic, voi, mai mult sau mai puțin, acești 10 oameni se cunosc de 10... N-am mai schimbat în echipa tehnică, de exemplu, cel mai stabil este Tinerețe, care este cu noi de, nici nu mai știu, de viață. Scheletul este cu noi de foarte mult timp. Nacu este mai proaspăt. Vlad Marinescu, sunetistul nostru, este cu noi de cel puțin 12 ani. Ai încercat vreodată să colaborezi cu o fată pe scenă, ca backing, ca... Adică tu ai piese care au nevoie de un fir sonor, o frecvență feminină. Nu m-am dus până acolo cu gândul. În studio, în momentul în care înregistrez piesele, suplinesc eu nevoia de backing vocals, acolo unde simt că este nevoie. Mm-hmm. Nu-mi place să supraaglomerez partiturile. Îmi place să rămână destul de simple pentru ca să poată să fie ușor de interpretate. Da. De exemplu, la melodia Varză nimeni nu știe pe ce notă să cânte Varză, pentru că am tras atât de multe voci cât e... Și atunci Varză! Ia una la întâmplare, știi? Da. Am trecut prin toate stereotipurile astea. La început am pus foarte mult în muzică și foarte dance. Și acum te-ai rarefiat. Și începem să scoatem din ce în ce. Ca și când te-ai fi urcat pe un munte și acolo... Da, e normal și la scule. Și, de exemplu, când cel mai basic, când începi să folosești un compresor, vrei să-l folosești și să-l auzi cum funcționează, știi? Și asta înseamnă că exagerezi setările lui. Deja te duci puțin mai departe decât naturalul. Exact. Și atunci îți trebuie ceva timp să conștientizezi că ai exagerat și să te retragi. Și până la urmă, în mod paradoxal, ajungi tot la setările de fabrică. Aici sună cel mai bine. Da. Dar în prima zi nu-ți dai seama. Trebuie să fie totul blană. Spune-mi dacă Toma acum mai face lecțiile de chitară cu Cezar. A terminat cu chitara. S-a lăsat de mult.
muzica n-a mers la ei. Ce-i place lui Toma? Păi, apropo de democrație, știi, uite, ăsta e un, de exemplu, pas așa pe care noi l-am pierdut, cred. Când erau copii mici, le-am sugerat să facă pian. S-au apucat de pian, au făcut cu doamna Goiană, extraordinar, mai mult vorbeau de poezie decât despre pian. Superb, superb, doamna Goiană. Până în ziua în care Toma a zis că vrea să renunțe la pian, că... nu știu, nu mai are chef sau ceva. Și noi am făcut greșeala să spunem ok, pentru că n-am vrut să-l silim. Cineva nu și-a închis telefonul. Ei, asta... Dar nu-i telefon, este efectiv, a început muzica să vorbea. Dar a început... celelalte cuvinte. De ce? Nu știu, da. Ne-au auzit, da. Da, da, da. Și... după Toma s-a lăsat Maia de pian, știi? A zis că aș vrea să mă las de pian, că ok, hai să nu insistăm, hai să nu fim părinții ai idioți care își transformă copiii în fără presiune. Niște produse. Fără presiune, fără presiune. După care a urmat vreau să mă las de basket, vreau să mă las de... și vreau și au ajuns să se lase de tot. Și noi am cedat. Între timp însă Toma s-a reapucat să experimenteze cu producția muzicală, cu studioul, cu softurile, cu beaturile și așa mai departe, cu DJ-ala, acum cu sinturile și am ajuns la un moment foarte fericit din viața mea în care biroul lui este plin de tot felul de module și de sintetizatoare la care cântă și acum o săptămână a venit la mine în cameră și a zis: tata, aș vrea să-ți împrumut niște pedale de chitară. Poți să iau și eu fuzurile alea și delay-ele și preferbul, da. Și erau pedalele mele de chitară cu simțurile lui trecute prin pedale. Wow, amazing, a zis. Da, asta e cea mai fericită din viața mea. Iar Maia, de ce am insistat totuși să existe în viața lor partea asta muzicală? Pentru că era cea mai apropiată artă de mine. Cred că nu, ca orice alt om, m-am gândit cam care ar fi secretul fericirii, nu știu. Și cred că pentru a avea premisele să fii fericit, cred că trebuie să ai prieteni, trebuie să faci sport și trebuie să ai o pasiune de care să te poți prinde atunci când lumea pare total nebună. Dar astea au venit nepremeditate. Nimic. Nimic. E foarte interesant în viață, cum nimic nu este pierdut. Știi, când totul pare pierdut... Da, 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 atunci... Nu, mai stai puțin. E ca desenul ăla cu ăla care sapă într-o mină, știi, și este aici o lopată, dacă mai dădea, găsea muntele de aur, dar nu s-a întors. Tu ai povestit o chestie frumoasă. Erai un copil în clasa 8-a și ți-mi minte că a fost niște chestii cu costi de mătură. Nu, eram tot... Bine, eram un copil idiot. Eram... Revoluția m-a prins la Arad. Aradul are... această calitate, că este al doilea oraș care a intrat în Revoluție, bineînțeles după Timișoara. Sorry, Arad. E un conflict acolo tot timpul. A fost. O prostie, mă rog. Și da, au început să se audă împușcături. Bunica mea stătea la parter. S-a tras mult în Arad. Sunt oameni care au murit. Avem prieteni care au fost împușcați. Gloanțe care au intrat în casă și așa mai departe. Dar la un moment dat, în a treia sau în a patra zi, eu tot ca un copil abordam, fiind în clasa 8-a, și având casete cu VHS care încă aveau pe ele filmele cu Clint Eastwood și așa. Bunul, rău și urâtul. Așa, bunul. Au fost șterse mai târziu, Morricone, nu știu dacă am apucat să zic asta. Eu mă jucam și eu cu pistolul prin casă. Adică eram la nivelul ăla, da, activ, da. Și la un moment dat, la 2-3 zile, era de bandada aia. Revoluționarii trebuie să poarte banderole ca să-i recunoaștem. Și după care se anunța peste 3 ore: stați, scoateți-vă banderolele, că și teroriștii au auzit că revoluționarii au banderole. Și era o nebunie de asta. Dar la un moment dat, la parter, la bunica mea, bunica mea stătea vis-a-vis de liceu Hidro și s-au auzit bătăi la ușă, erau niște revoluționari care cărora le-am deschis. Și ne-au cerut, acum e puțin așa, pare rău că îmi vine să râd, știi, dar pentru că momentele erau tragice, știi, era tragic comicul ăla. Ne-au cerut o coadă de mătură și un cuțit și o sfoară să facă o suliță, să se urce la bunica pe casă, ca să arunce cu sulița vis-a-vis pe liceul Hidro, de unde trăgeau
teroriștii cu pușca cu lunetă. Nu cred așa ceva. Dar le-am dat. Dar nu că le-am dat. Eu m-am dus să aleg cuțitul. Și l-am luat pe ăla. Bunica n-avea așa niște cuțite extraordinare. Era un cuțit din ăla, zic, nu o să fie extraordinar. L-am face așa. Gândește-te că asta era o chestie de Mel Gibson, de... Da. Meanwhile, la București, gara de nord, mama cu tata. Tata pe burtă, pe sub geamuri. Mama alergând și ducând conserve la spital. Ce-i zice dacă într-o bună zi ai găsit numele tău, numele copiilor, formându-se după un careu de cuvinte încrucișate? Simte că asta ți s-a întâmplat cu tata. Da. Povestea așa... eu sunt un băiat crescut seminamente de mamă. Tata a fost acolo în apartament, dar nu am avut mari... relații sau schimburi de cuvinte. El fiind de profesie inginer, nu a înțeles niciodată ce făcea copilul cu chitara în cameră. E foarte interesant că... Nu-i plăcea muzica, nu ascultă muzica. Mă uimesc cu oamenii care au capacitatea să... să șteargă din minte anumite lucruri care s-au întâmplat. Adică nu mai sunt acolo, știi? Și acum, încercând eu să-mi aduc aminte, mă lovesc de o căsuță așa, care nu se lasă deschisă. Sunt convins însă că au fost momente în care tata a intrat în cameră și mi-a zis, lasă dracului chitara aia, pune-și tu mâna și învață ceva. Probabil, știi? Probabil că pe undeva am încercat tot timpul să-i dovedesc că pot. Că sunt în stare, că merit atenția lui. Nu știu. Cu siguranță am căpătat-o într-o zi, după Vița de Vie și după Școala Vedetelor, adică după... ok, băiatul e ok, e apărut la televizor. Te m-am liniștit. Când el m-a sunat să-mi spună că în singura lui îndeletnicire rămasă, el fiind un geniu, practic, la singurul lucru pe care îl mai făcea era să completeze careul de integrame. Am apărut în careul lui de integrame cu personalitate rock, nu știu ce. Și era Adrian Despot. Și asta a fost confirmarea. În momentul în care am apărut în careul de integrame, m-a sunat să-mi spună: Adri, nu o să-ți vină să crezi ce... Wow! El a venit la vreun concert al tău? Nu. Niciodată? Mm-mm. Niciodată nu te-a văzut pe scenă, niciodată nu te-a văzut în fața publicului? Nu. Nu, nu era genul. Să știi că eu nu l-am adus pe tata, tata meu nu a venit la spectacole din primele momente, nu. El a venit la noi după ce am venit la Sala Palatului, cu vreo... nu știu, 10 ani în adică urmă. După ce ai confirmat. Da, după aceea se uita în jur așa și mi-aduc aminte de niște povești pe care le spunea George Michael despre taicăsul. Taicăsul nu a înțeles cine este George Michael decât de atunci când a venit: bă, dar ăștia strică pe film în sală. Cine sunt ăștia? Și a înțeles atunci că lumea asta toată strânsă este pentru fiul meu. Adică e un lucru formidabil și cred eu că noi, ca noi, fiii care înțelegem părinții, odată ce experiența vieții noastre crește și ea. Dar și ei trebuie să facă un efort în sensul ăsta, știi ce zic? Și ei trebuie să se deschide, trebuie să se înțeleagă, pentru că altfel... O să vezi, cu cât înaintezi în vârstă, cu atât devii din ce în ce mai egoist. Și e foarte posibil ca la un moment dat să nu mai fi existat disponibilitate pentru o altfel de atenție decât asta către sine, la el. Și atunci nu... Dar nu era atât de nasol pe cât sună acum. Acum e tragic că un băiat a crescut cu un tată fantomă sau ceva de genul ăsta. Dar pe vremea aia așa era. Da, așa adică era. Așa nu era altfel. It is what it is, nu... Da. Știi? Ce îmi pare rău este că din partea unui om care mi-a acordat insuficientă atenție pentru un copil,
Da, chestia asta e cumva, o să recunoști personajul, știi? Este genul ăla de om care nu-ți oferă nimic, care nu-ți dă nimic, care nu-ți dă niciun zâmbet, nu-ți oferă nimic. Și într-o zi zâmbește. Și ai lângă tine o mamă sau un alt om care zâmbește în fiecare zi și e drăguț cu tine și ai e de bună, că ăla știi că e omul care zâmbește, da, și e ok. Da, da. Și dar ăla e ciufutul ăla care nu zâmbește niciodată. Ziua în care zâmbește ciufutul ăla este pentru tine cea mai frumoasă zi de pe pământ, pentru că ți-a zâmbit ăla. E corect față de omul care zâmbește în fiecare zi? Nu e deloc corect, știi? Asta mă enervează cu unul dintre filmele mele favorite, a rămas Superman, exact din cauza asta, că este pentru prima oară și singura dată când, nu știu ce o fi pățit taică-miu, m-a luat de mână și m-a dus la film. Cred că aveam, nu știu, clasa întâi, ceva de genul ăsta, a doua. Sentimentul ăla să mergi cu tata pe stradă de mână, mamă, ce Pantera și Phil Anselmo în liceu. Cu tata de mână în clasa a doua, bă, mamă. Incredibil. Și filmul ăla putea să fie cu Lebede, știi? Ar fi fost filmul meu favorit, da? Fantastică senzație, da. Dar de-aia îmi pare rău, știi? Că nu are... Cărțile pe care mi le-a citit mama ar trebui să fie filmul meu favorit, nu Superman. Da, știu. Dar acum nu e așa că ne-a marcat copilăria și vorbesc de amândoi, cel puțin de mine. Și dăm acum dragoste cât nu am primit în când eram mici? Eu cred că și noi greșim. Adică cu siguranță și noi greșim. Gap-ul ăsta între generații este, a fost și va fi tot timpul. Pentru că noi încercăm să reparăm greșelile pe care le-au făcut părinții noștri, încercând să le oferim copiilor noștri lipsurile pe care le-am avut noi, ci creăm un dezechilibru. Imposibilitatea de a ne detașa de copilul din noi și de a vedea lipsurile pe care le-au copiii noștri cu adevărat și nevoile lor, știi? Că poate ei nu au nevoie de a șaptea chitară, știi? Da, 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 da. I don't know. Dar suntem supuși greșelii. Nu scăpăm de asta. Cunoști vreo familie 100% fericită? Nu există. Fericirea sunt momente, știi foarte bine. Momentul da, care... întrebarea e bună și de ce e bună, pentru că noi avem obiceiul, sau eu cel puțin am obiceiul să mă tot blamez, știi? Aș fi putut să fac lucruri mai bune, aș fi putut să stau mai mult acasă. Ce aș fi obținut? Am fi fost o familie mai... Bă, da, există... Arată-mi cu mâna familia aia perfectă și fericită în care tot timpul... Nu există. Nu și există. Vreau să spun că... stai puțin, da, există partea bună a lucrurilor. Tu ești cu Lisa de peste 20 de ani. Însurați, suntem împreună de 30 de ani. Da. Na, mi-ai subliniat, votera demonstrandum. Gândește-te că în fiecare zi, prin telefonul, ce iubirea de copii și așa mai departe. Asta între noi doi, noi adulții. Iară încă unul, mă, încă unul și încă unul. Dar parcă telefoanele astea și parcă tabloidele astea sunt făcute special pentru a-mi zice Îmi iubesc soția. Încă unul, îmi iubesc soția. E formidabil, adică sunt bune și mai puțin bune, dar toate ne fac. Iar dacă e să vorbim la capitolul ăsta, aș fi putut să fac. Eu ți-aș propune așa. Fă o listă cu aș fi putut să o fac. Pune aici, dă-mă mie. O pun aici, o lăsăm și când descoperi mașina timpului, o rezolvăm. Până atunci, uite, suntem aici. Copiii ăștia, copii, voi știți că Adrian a descoperit praful de stele în 2003 când s-a căsătorit? Nu. Atunci s-a căsătorit. Lisa a fost pentru ca un praf de stele, înțelegi? A fost ca un fel de... Unde adiere. Adiere, unde v-ați căsătorit? La Măgura. Sus pe munte. Up on the mountain. Sus la munte. Nu. Trupa invitată, inevitabil. A fost da, fost sigur, spun, da. Toată familia din toată lumea, da. toată lumea, da. Se plinesc astăzi un anul ăsta, nu? Ați celebrat 20 de ani? Noroc cu mama, că ne tot sună să ne aduc aminte că... La mulți ani, zic, ce... Că ea ne sună de trei ori pe an de Sfântul Toma. Nu ajunge un Sfântul Toma, nu, de trei ori pe an, așa. Tu cu Lisa ați împlinit. Ah, ce frumos, mama, mersi. E complicat că eu cu Lisa funcționăm după mai multe calendare. Adică? Calendarul pe care îl folosim noi este, sau pe care îl foloseam, era de la primul pupat. De atunci... De atunci suntem împreună. Păi da, 30 de ani au trecut de la primul pupat. Puțin mai mult.
Mama, după aia avem nunta oficială făcută aici în București și cununia religioasă care a avut loc la Măgura. Deci sunt... Alte calendare. Care? Religioasa sau oficiala? Sau primul sărut? Vrei să-ți mai dau eu un calendar? Mm. Mama? Mama e la Arad acum, nu? Nu, e în București. Nu, e în București. Anul viitor, mama, încă un calendar, se vor împlini 30 de ani de când a apărut la televizor, băiatul. Alt calendar interesant. No, deci uite, ce vorbești, mă? Băi, băiatul a apărut la televizor mult mai devreme de școala vedetă, dragă Horia. În clasa a 5-a, asta înseamnă cu și de ani înainte, recitând o poezie patriotică. Intitulată? Ceva cu tovarășul, tovarășa, pe care aparent am spus atât de bine încât am fost invitat să spun și o proză. Pe care probabil am spus-o atât de prost că nu m-am mai chemat. Dar am două apariții patriotice la televizor. În timp ce fosta colega mea, Dana Mladin, din Dăruia Flori, eu recitam, da, o poezie. Voi trebuie să știți un lucru, Corina Despot, mama lui Adrian, este textieră. A scris textul pieselor da, pentru Corina, pentru Angela, Similea. Asta ca să știți. Bă, da. Și a scris textul pentru Visare. Da. A fost singurul text? Da. Și de ce nu mai vrea să scrie? Nu, Visare și... Visare, melodia pe care am scris-o pentru Mălina. Și pentru Mălina Olinescu. Pentru ea am scris melodia. Și versurile au fost pentru Mălina. Mălinei am scris și melodia Pot să zbor, pe care a cântat-o ea și versuri tot așa sunt scrise de mama și am mai scris o melodie Mălinei, tot cu versuri de mama. Astea sunt cele trei melodii pe care le-am scris Mălinei. Din aceste trei, Visare, la un moment dat am luat-o și noi și am început să o cântăm. Noi, Vița de Vie, adică. Mă gândesc că... Cine a scris Praf? Eu cu Sorin. Aici, compoziția e mea. Asta e praful. Știu că nu știu. Strofele sunt scrise de Sorin, refrenul e scris de mine, ca text. Ready, steady. Am o chitară deschisă, foaie nescrisă și lapte stele pe hainele mele și-n cer. Să ruit, să nu văd, să cobor dintre ele. Am o potecă în față, unghiem de ază și lapte stele pe urmele mele și-n cer. Să mă urc, să nu uit, să rămân printre ele. Spune-mi, oare mai știi cum a fost primul început, primul vis pierdut? Spune-mi, știi de n-a mai rămas până la am o vedere pe lume, un vis fără nume și prave stele pe urmele mele și în cer. Să mă uit înapoi, să văd soare, să ploi. Am o poveste citită, șoaptă zidită și prave stele pe hainele mele și aș vrea să culeg strop de fân, să-i arunc pe pământ. Spune-mi, oare mai știi cum a fost primul început, primul vis pierdut? Spune-mi, știi câte ne-a mai rămas până azi, până azi. Spune-mi cum a fost primul pas greșit, primul reușit. Spune-mi, știi câte trebuie.
fost primul început, primul vis pierdut, spune-mi. Știi cât de n-a rămas până la, până la. Oare l-ai ști cum a fost primul pas greșit, primul reușit, spune-mi. Spune-le drept, a rămas neurcat. Știi câte ne-au mai rămas până azi. Spun-o, știi cum a fost primul pas greșit, primul reușit. Spune-mi câte trepte au rămas de Iertați-mă, dar cred că e... Nu, am citit pe... Am citit pe fața ta că ai nevoie. Iubita mea, fiica, a încercat să te surprindă cu ceva. Nu cred că va reuși, dar i-am zis, fata mea... Încercarea moarte n-are. Ce e asta, iubita mea? Oh. Nu știu, o fripturică. Asta arată a conopidă cu chimen? Dar tu de unde știi chestiile astea? Ce? Dacă te uiți, mie mi-ar fi frică să aproximez ceva la capitolul ăsta. Piure cu trufe, da. Scuze, n-avem ochelari. Pe vremea mea, știi ce pot fi eu să mă persifleze? Pe vremea mea. Și foarte bine face. Foarte bine face. Ce ia pe vremea mea? Vorbim ca bătrânii. Cheers. Pe vremea mea, noi când mergeam în pădure, căutam doar ciuperci. Dacă aș fi știut de trufe, dacă aș fi știut unde se fac, ce trufe? Asta puțin, că cred că e ilegal să culegi trufe. Nu se pot culege decât cu acordul sau cumva în mod organizat. Există câini care adulmecă, eu așa am auzit. Aia da, dar tu dacă ții un câine, n-ai voie să culegi trufe. Sau unde râmă porci, acolo mai găsești trufe. Da. Eu sunt destul de... iubesc plimbările în natură, mai ales cu familia, dar am devenit panicardul familiei. Știi, fii atât că mai plecăm prin munți, împrumut un spray anti-urs, care e o chestie teoretic foarte mișto. E ceva de genul ăsta, știi, pe care apeși, doar că el este eficient. De la 7 metri apropiere. Ai tu răbdare să aștepți să vină ursul la 7 metri, da, să știi? Nu, nu ai. Circulă acum, sau mă rog, acum a ajuns la mine o filmare din asta cu o cameră undeva... un filmare de noapte, un tigru și în spatele lui un cerb. Și zice, un tigru și un cerb retrăgându-se după o zi dificilă de filmare la National Geographic. Și merg unul în spatele celorlalți. Mișto. Iartă-mă că a trebuit să te mușc de piciorul din spate. Asta mi-a cerut operatorul, realizatorul. More action. Dar în 2007 a fost megastarul. Da. La Megastar cred că a fost prima ta experiență. Și dă-mi să intru puțin în sufletul tău, dacă permiți. Cred că a fost puțin dincolo de a manageria în cadrul emisiunii, a fost un fel de grijă pentru cel care era cânta în fața ta. Înainte de Megastar a fost o altă emisiune pe Pro TV care s-a numit Popstars, în care am fost coleg de juriu eu, Moga, cu Asia, Colen. După.
După, când s-a descoperit Jorge. Da. Când s-a descoperit Jorge. Nu, mă, dar l-a luat. Ce e? Ce e asta? Nu, mă, e un Jorge. Când s-a descoperit Jorge. Băi, da, mă, acolo. Dar da. Da. Și-a urmat el prima trupa lui Cocktail, aoleo. Exact, da. Și Corina Chiriac, deci am fost coleg cu Corina Chiriac. Genial. Prezentatoarea Loredana. Ăla a fost, dacă vrei, inițierea. Primul juriu după care am fost la Megastar cu Aura Urzicianu, Virgilianțu, Cerebel și apoi Răzvan Mazilu. Și cu Andreea Raicu, prezentatoarea. Să știi că fiecare moment, fii atent. A fost fantastică perioada de Megastar. La Pro, cumva, la Popstars, a fost foarte mișto, doar că la Megastar deplasările cu echipa erau mult mai mișto decât alea de la Popstars. La Popstars toată lumea era mult prea cu minte. Marius nu bea, nu fuma. Cu doamna Corina nu-mi permiteam eu să mă trag de șireturi. Da. Suntem vecini de cartier. Și așa. Aici, la Megastar, însă, aveam cu cine să... să-mi petrec zilele. Da, exact, da. Și... da, pe lângă că acolo am cunoscut pe Virgil care are o... sau a avut o influență majoră în viața mea, așa... Fără... Virgil Ianțu. Da, da, fără să știe el, da. Până să-l cunosc pe Virgil, eram monstrocelul ăla ciufut și aricios, așa, care nu suporta să participe la niciun fel de eveniment public, adunare cu vedete și așa mai departe. Iar fiind la Megastar, în preajma lui, am văzut cum se face. Știi? Adică cum poți să te dedublezi pentru... Nu! Cum poți să fii tu în pantofii tăi, să intri oriunde, la orice fel de petrecere din asta mondenă, și să te simți bine fiind tu. Eu nu știam cum e lucrul ăsta. Eu, prima petrecere mondenă la care am fost cu el și cu Andreea, a fost la Casa Poporului. Ceva... Andreea Raicu? Da. Premiile... Viva, I don't know. Așa. Și eu stau în Cotroceni, au trecut să mă ia cu taxiul, am ajuns la Casa Poporului, covor roșu, frumos, am intrat înăuntru, eu deja am zis, ok, eu nu trebuie am să ce să caut aici. Am ajuns la intrare, din fericire era panoul pe care scria sponsorul, am ajuns la intrare, am făcut o poză foarte frumos și zic lui Virgil, eu mă duc în afară că mi-am uitat haina în mașină. El zice, ok, mașina. Era un taxi, a plecat. Și m-am dus direct acasă, adică nu puteam. Până să-l cunosc pe Virgil, știi? Și Virgil mi-a... Studiindu-l pe Virgil, am... Și imitându-l într-o primă fază, până am devenit Virgil în ieșirile mele, care sunt maxim una pe an, ceva de genul ăsta. Da. Dar da, pot, știi, și acum nu mai am niciun fel de problemă. Dar el, imitându-l pe el, cumva, și adoptând o parte din body language-ului și relaxarea lui, am înțeles cum se face lucrul ăsta. M-a ajutat foarte tare, fără să vrea. Știi ce m-a... Eu nu m-am regăsit niciodată în petrecerile astea mondene. Poate din cauza că mi-acordam eu prea multă importanță, dar eram, reținut de superficialitatea din jurul meu. Adică era o lume atât de superficială și toată viața mi-am dorit să întâlnesc oameni reali și să vorbesc cu oameni reali, știi? Să ating și să spun este. Da, știu. Din cauza asta, în turneu cu Școala Vedetelor, eu stăteam în cameră cu cameramanii și cu tehnicienii și ei erau oamenii cu care stăteam în timpul zilei, nu cu colegii mei, pentru că na, iar la mondenități e o superficialitate din asta în care știi, toată lumea vorbește, dar nimeni nu spune absolut nimic, nu că aș vrea eu să fiu pătruns de efemer. Gânduri profunde la o petrecere mondenă. Dar vreau să vorbesc cu un om, nu cu un personaj, știi, nu cu o instalație, așa. Exact, da. În 2017 a venit Vocea României.
Da. Și am primit telefon la începutul acestui an, dacă nu vreau să revin la vocea lor. Mi-am zis da. Mi-a plăcut că atunci se țineau ședințele de familie și a zis copii, mă duc la Vocea României și toată lumea a fost entuziasmată la tine, familie. Chiar, da. Chiar aș fi vrut să filmez lucrul ăsta, știi? Toți, Lisa, copii, trebuie să mă la Vocea României. Spuneți-mi ce credeți. Da, da, da. Iubitule, nu cred. Chirilă alea, nu. Apsân, hain. Legat de copii care nu se uitau la televizor, de exemplu, pentru că nu aveam cultura televizorului la noi familie, da. Au ajuns să se uite la România Au Talent, de exemplu, pentru că se întorceau de la școală și ne puneau tot fel de întrebări. Cine e, nu știu cine, care a făcut, nu știu erau ce niște nume noi. Erau niște tip și tipe care apăreau la România Au Talent și care făceau niște chestii extraordinare. Copiii la școală vorbeau și ăștia erau niște outsideri, adică nu știau despre ce se vorbește și... Și ar fi dorit să aibă și ei know-how, să facă parte din conversație. Ăsta este motivul pentru care a început să fie deschis televizorul la noi în familie. Pentru ca a oferi copiilor un subiect comun de discuție cu ceilalți colegi. Și așa s-a ajuns la Vocea României. Eu îți recunosc că nu m-am uitat decât la ediția în care am fost eu în juriu. În rest, n-am urmărit deloc Vocea României, nici înainte, nici după. A, și la ediția la care am fost invitați toți pe membrii jurii. 2019. Și la aia m-am uitat. 2019. Deci, vreau să spun că mie acolo mi-a atras atenția un duet pe care l-ai făcut cu Smiley. Da. Ăla a fost un duet care și acum mi-a plăcut. Ce înseamnă ceva calitativ surprinzător. Pentru că până la urmă asta adică nu te așteptai. Am încercat o glumă, dar nu... Da, a fost o chestie foarte mișto. Adică, da, a fost, da. Și știi cum verific? Ah, și vreau să am ideea asta înaintea lui. Dar bravo lor ca... Smiley e cool, eu sunt cool. Ce poți să prost? Tu ai spus o chestie foarte interesantă și am reținut-o și sunt de acord total cu tine. Că ți-ar plăcea să deschizi o școală de coaching. Mm. Vis-a-vis de artiștii care trebuie să învețe legea drepturilor de autor. Da... Mi-ar plăcea să fie o școală, nu de coaching așa neapărat, dar o școală de... Informare, de... Conduită și informare, de conștientizare. Bravo, fac o campanie de conștientizare. Bravo. Da. Eu cred că asta trebuie în mod... E imposibil, nu interesează pe nimeni. Adică pe colegii noștri artiști nu interesează. Nu interesează legea drepturilor de autor, nu interesează UCMR, nu interesează Credit Dam. Nu interesează. Pe cei mai mulți dintre ei nu interesează decât unde se stă, la ce oră e masa și când vin banii. Că cum se cântă, că unde se cântă, n-am cântat și acolo și acolo, ce mai contează cum. Drepturi de autor, nu-mi da asta, că nu, eu nu știu să citesc. Ia, citește tu contractul și nu poți să-mi dai banii cash, că stau acum să citesc, știi? Cam asta e. E un românism, o turcism din ăsta care a rămas și s-a împământenit aici, din care se pare că nu ieșim. Oamenii neînțelegând că ce vorbim noi de șuruburile dintr-o chitară sau dintr-un trepied, vorbim de legea drepturilor de autor a ta în domeniul în care tu activezi. Că la mine când e cu cifre mă ia așa. Da, e o superficialitate. Ce te-ar face să te oprești în a-ți învăța drepturile, știi, pe care le ai? În momentul în care ești în industria muzicală și emiți o notă sau o înregistrare și ea pleacă de la tine un metru mai în față, trebuie să începi să te gândești ce se întâmplă cu ea, ce bani produce, ce drepturi survin din exploatarea cui și așa mai departe. Dar, mă rog, e discuție complicată. Eu cred că știi într-adevăr cum s-a împământenit chestia asta, că artiștii sunt cu capul în nori, sunt nebuni cu capul în nori. Nu, mă rog, da, să obiect, știi ceva? Iar că nu mai fac eu nicio campanie de conștientizare. Să se descurcă. Și mă, pe bune, acum la 47 de ani, asta mă freacă pe mine, că niște colegi de-ai mei nu știu ei legea drepturilor de autor. Bă. Cum a trecut timpul ăsta peste tine? Tu ești mereu tânăr.
Da, ok, văd niște chestii albe în barbă. A, că eu cred că te-ai obosit, te-ai vrut să apar ca George Clooney. Sunt convins de lucrul ăsta. Dar tu ești la fel de... Am văzut o chestie acum, Snoop Dogg a zis: îmi cer scuze că la 18 ani am zis că persoanele de 50 de ani sunt bătrâne. Pare rău. Da. Eu cred că n-ai îmbătrânit deloc. Iar în momentul de față, cred că ai mai multă energie decât ai avut-o, vrei să faci multe lucruri bune, vrei să păstrești ce ai și să te bucuri mai mult de ce ai acum. Și asta ne dă, cred, mie cel puțin, da, două energie foarte mare. E foarte frumos ce spui. Doar că sunt în continuare rupt între două lumi. Simt așa cumva că devin din ce în ce mai bun în craftul așa, meu. Da. Realizez paradoxul ăsta că cu cât suntem mai buni, cu atât timpul care ne rămâne pentru a practica în stadiul ăsta de din ce în ce mai bun e din ce în ce mai scurt, adică cu cât ești mai bun. Cât? Nu știu cât, dar... Păi nu știi cât. Cade un genunchi, stai că nu mai e așa ușor. Schi, adică sunt... Trece viața pe lângă tine, nu, nu, nu doar... Nu trece. Și mai e o chestie care a fost dilema vieții mele. Iubesc atât de tare muzica și în egală măsură iubesc atât de tare familia și știu că orice dedicare pe orice parte o mănâncă pe cealaltă. Ba mai mult, pot din familie să sar în muzică într-un snap așa, dar din muzică să mă întorc în familie nu e niciodată așa. E tot timpul cu un fade-out destul de lung, mai ales în perioadele în care compun. Pentru că sunt pe altă planetă, total. Adică și nu pot să ies în momentul în care am închis ușa studioului, armoniile nu au rămas în studio, ele vin după mine și versurile și compoziția și producția și lupta așa mai departe. Cu produsul, da, muzical finit este... Și atunci, cumva, știi, iubesc muzica și o urăsc în egală măsură. E o relație foarte interesantă. Dacă toți copiii României cântă piesa asta, ei știu deja, prin puterea muzicii, că ceea ce e important în trupă e un bas și o tobă mare. N-am vrut să spun de voi, dar uite că v-am băgat în seamă. A, tu începe acum piesa. Deci piesa asta e... Ce, eu? Păi da, trebuie să o cânti tu, Horia. Eu tot cânt, din 99. Da, și eu versul, astea-s versurile tale. Deci, fii atent, mie mi-a plăcut foarte... Hai că știi că știu să o cânt. Poate ești emotiv. Cât de emotiv? Dacă eu am aici tot felul de texte. Am tăiat păduri multe cu textele astea. Deci, copii... Dar o să iau friptura, că... Da, hai să luăm friptura, că nu. Cine știe la ce... Știi, am cunoscut un sat în satul mare, prin care m-am plimbat, așa, în care toate nunțile și sărbătorile se țin cu tacâmuri de plastic, pentru că oamenii se îmbată. Și au obiceiul să se împungă. Pe bune? Da, da. În Oaș, nu? În Oaș, da. Dar tu știi ce am să spun acum? Da, dacă urmează basul și toba mare, luați cuțitele, vă rog, asta vreau să spun aici. Da. Copii, la orice piesă bună care vrea să stea în picioare, să-i dăm drumul la cântare. Să-i dăm! Nu! La orice piesă bună care vrea să stea în picioare, e musai să se audă basul și cu toba mare. La orice discotecă de la sat, oraș sau mare, e musai să se audă basul și cu toba mare. Hey, come on! Mă duc zi. Hey. Eu mă duc să caut un loc, să mă arunc în cap, să scap de trac, să-mi fie bine și să sar în sus pe difuzoare. Când se aude tare, basul și cu toba mare! Basul și cu toba mare! Hey! Basul și cu toba mare! Basul și cu toba mare! Basul și cu toba mare! Give me!
părul mare. Sunt și mai multe fete care poate pe picioare, dar cele mai multe fete și-l păstrează în flutura ciruscă, pasă și cu tăba mare. Și sare mus de sare în aer și moare oceanat oricât ar fi de tare. Umezeala de canal, mirosul fatal îmi intră în creier și devin un animal mai. Dau volum la bază, sângele pe nas și aștept adrenalina să mă face neexcitat. Creierul cetează, mușchii se cortează, inima pompează tare, pasă și cu tăba mare. Pasă și cu toba mare. Da, pasă și cu toba mare. Pasă și cu toba mare. Pasă și cu toba mare. Ara. Hey! Give it to me, mama. Mișteu un saxofon pe piesa asta, yeah. Ba, 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 ba. La orice piesă bună, la orice piesă bună, la orice piesă bună care vrea să stea în picioare. Aoleo! Băi, că-i bine, bă, că-i bine! Băi, 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 alo, alo! Piano, piano cu, cu, cu... Ăsta-i pian cu clopoței! Da, da. La orice piesă bună care vrea să stea în picioare, e musai să se audă basul și cu toba mare. La orice discotecă de la satora sa mare, e musai să se audă basul și cu toba mare! Basul și cu toba mare! Da, pe pasul și cu toba mare. Pasul și cu toba mare. Da, pasul și cu toba. Bine, copii! Bravo, copii! Câți ani au trecut de atunci? Din 99. 99. Extraordinar. 25 ani viitor. Longev. Extraordinar. Deci trebuie să scoți, nu știu, trebuie să scoți ceva. O să facem o ediție aniversară anul viitor, 25 de ani de fenomenal. Și foarte interesant că melodia asta în speță, basul și cu toba mare, e o melodie care, așa cum spuneai și tu, în continuare prinde de la generațiile noastre până la copii, like 3 ani, 5 ani, primim în continuare filmări cu copii pe Instagram și pe Facebook, la Vița de Vie. Copii care sunt nebuniți după melodia asta. Și o melodie, cum să zic, într-un playlist de 20 de melodii, când intră asta în mașină, copilul începe să sare. Just like that. Începe să sară. Spune-mi, da. Spune-mi, știu că o să zici că nu ai, ai foarte multe variante, dar spune-mi un concert în care ai zis, băi, piesa asta a rupt toate miile de oameni din fața mea, din fața scenei. Nu erau mii, dar un concert celebru a rămas în Brașov, în... într-o berărie, îmi scapă numele, undeva 2000-2002 era o berărie undeva pe colț, jos la subsol. Nu mai există acum, dar s-a terminat cu toate mesele rupte, oamenii pe difuzoare, adică oamenii încercau să reproducă videoclipul de la basul și toba mare, s-a reprodus cumva live. A fost amazing! Iar tu ai zis, da. Ana, dacă cumva te uiți la... Ana e o prietenă noastră, o fană din primele zile. Dacă te uiți cumva la, la podcastul ăsta, please scrie acolo cum se chema berăria din Brașov și concertul nostru. Da. Deci, da, practic... A fost amazing. Dar, na, basul și toba mare, cum să zic, de dinainte de a o lansa, noi eram în turneu cu, cu Ioan Ghiuri Pascu și cu Holograf și cu Timpuri Noi și noi cântam în deschidere... Tu probabil prezentai. eram la Costinești și în momentul în care am cântat pentru prima oară live piesa asta, adică nici măcar nu o registrasem, s-a întâmplat, a fost o extorsiune a lui degajament, adică toți tehnicienii s-au oprit și au lăsat case-urile pe care le aveau, au venit la scenă, băieții de la cealaltă trupe, le-am enumerat mai devreme, da? Adică da, noi eram... Da, da. Da. Au venit și... Ce e asta? Zic, asta e următoarea noastră piesă. Mișto. Că nu... Da. I don't know. S-a întâmplat. Nu aș putea să-ți spun de ce
Adică, în timp, m-am specializat între ale producției muzicale și așa mai departe. Dar stând și analizând basul și toba mare, nu aș putea să spun ce are ea și nu au alții. Da, cântec, da. Da, știi că e timingul. Da. Eu cred că timingul în viața fiecare mai timing, dar de ce reacționează un copil de 5 ani acum la ea pentru prima oară când aude într-o mașină și nu la alta? Zic, timingul înseamnă că s-a făcut... Știi cum e un ciclon? Pentru a fi un ciclon, pentru a fi o întâmplare de genul ăsta, trebuie să se înlănțuiască vreo câteva chestii, lucruri, fenomene mici, meteorologice. Da. Furtura perfectă. Exact, cred că asta s-a și întâmplat. Păi, deci, practic, anul viitor, 25 de ani de basul toba mare, tu 30 de ani de când ai apărut în România modernă de după 89 în școala vedetelor, absolut, anul viitor, cred că... for all time sake... Ia că mă pui la muncă acum. Da. Fiind aici, eu mă spălat o chestie. Telespectatorilor, românilor, oamenilor care sunt în jurul nostru, le plac și nouă. Oarecum începem să ne bucurăm de jubilee de genul ăsta. Că sunt 25-30 de ani, este... Da. Anul viitor faci niște happening-uri senzaționale, care toate te privesc pe tine, cariera ta. Și, sincer, vreau să te întreb. Pentru că, până la urmă, n-ai fost un one-hit wonder și după aceea ai dispărut. Nu. Totuși ești de aproape 30 de ani pe piața asta. Care au fost valorile tale? Știi, 30 de ani, apropo de asta, și unul dintre partenerii noștri, generalii România, fac anul acesta tot 30 de ani. Tu să rămâi în mentalul colectiv atâția ani, trebuie să fi fost un secret. Dincolo de descoperirile tale personale. Sincer, n-am stat să mă gândesc niciodată să-mi fac așa un fel de radiografie pentru a-mi scrie memoriile sau am reține cele mai bune pilde din viață pentru a le folosi imediat, le scoate din mână. Da, trebuie să te gândești la asta. Da. Băi, lumea se uită la tine, mă. Adi, asta e un fapt. Știi ce am făcut eu și n-au făcut alții? Am făcut exact pe dos de cât s-ar fi așteptat oamenii de la mine să fac. Interesant. Având această pasiune teribilă care se numește muzica, fiind crescut mai degrabă de versurile trupelor pe care le ascultam decât de cuvintele părinților, am fost pus la un moment dat în situația de a lua o decizie, o alegere. Prima variantă era că sunt nebun, pentru că lumea din capul meu nu corespundea deloc cu lumea din afara apartamentului meu. Erau două lumi total diferite, care funcționau după reguli diferite. De bun simț, am simțit că am ajuns într-o lume de impostori. Și eu stăteam și dintre toți impostorii de care eram înconjurat, eu eram singurul care suferea de sindromul impostorului. Adică mie mi-era teamă că nu știu suficientă muzică și că nu am suficiente informații despre muzică și bănuiam cu oamenii care stau în fața mea și care se dădeau mari muzicieni sau manageri sau impresari sau mari directori de case de discuri. Știau adevărul și ei știu, eu sunt Adrian de la Gara, adică știi, dar ei nu, adică ei nu au nicio legătură cu oamenii din capul meu și din visele mele. Și atunci am fost pus în fața acestei decizii pe care trebuia să iau. Eu sunt prost sau nebun. Lumea este așa. Cum spun toți, Adrian, trebuie să faci aia, trebuie să te duci la ăla, trebuie să-i zâmbești lui ăla, așa. Sau să zic, nu. Tot ce văd eu aici este butaforie, este o construcție. Lumea adevărată este lumea din capul meu, iar eu o să fac exact cum vreau eu după capul meu. Și din fericire am ales varianta asta a doua. Și am început să fac după capul meu. A luat extrem de mult timp, uite, aproape 30 de ani, dar după vreo 20-25 de ani... Ai găsit o punte? Nu, lumea din capul meu a prins viață. Am reușit să dau viață lumii din capul meu. Alegându-ne drumurile noastre, creând drumuri acolo unde ele nu existau. Nu știu cum să spun, că e aproape demiurgic, dar lucrurile se întâmplă. Dacă ești suficient de încăpățânat,
și determinat, sigur, îți ia foarte mult timp, dacă ai răbdare să aștepți, înarmează-te cu ea, dar la un moment dat se întâmplă. Ăsta este singurul sfat pe care dacă spui cuiva din zilele noastre, domne, eu am trăit prima, cea mai tare experiență de după 89 de trupă, de entitate muzicală din România, tinerii erau nebuniți după da. Noi și așa mai departe, iar eu am părăsit-o pentru că vreau să fac altceva, toată lumea, sau tineretul zicea, băi, ești nebun? Păi tu ai avut mina de aur și ai pierdut-o. Da, da. Dar eu cred că tu ai făcut cel mai frumos lucru pe care poate să-și facă un om și cred că ăsta e crezul vieții tale. Mă, nu m-am regăsit acolo. Atât da. Asta vreau să spun, că tu ai avut o sinceritate și, și un pragmatism de atunci, din anii 90. Da, dar e un risc total, într-adevăr. Total. Toți au spus că sunt nebun. 96 sau 7 când am plecat de la școala vedetelor, pentru că atunci aveam totul la îndemână. Adică faimă, bani, ce, unde pleci, ești nebun? Păi da, uite, eu nu mai vreau chestia asta, eu mă duc să cânt cu o trupă într-o bucătărie. Mă apuc eu așa. Apropo de... nu te-am felicitat niciodată pentru evenimentul de la Timișoara, de la Gara Baniciu. Mi s-a părut că nu ar fi avut cum să iasă evenimentul ăla dacă tu nu ai fi fost acolo. Îți mulțumesc. Pe cuvântul meu de onoare. Adică zici că tu l-ai produs, conceput, regizat, știi? Ești un... Pe cuvântul ăla și nu-mi imaginez cine altcineva ar fi putut să țină tot evenimentul ăla. Da, îți mulțumesc tare frumos, să știi că... Vorbim despre Gala Baniciu, care a avut loc la Timișoara. Să știi că am aici... afară a fost prezentator. Eu am cântat. Host, da. Eu n-am cântat. Dar vreau să spun că am aici un gând de la un om și vreau să spun că în acea seară te-au descoperit doi oameni și s-au îndrăgostit de tine. Unul este Yoji. Oh, ce frumos. Și eu de el. Așa. Și altul este Mircea Baniciu. Și Mircea... Dragă Adi, sper să continui să faci la fel de bine tot ce faci în momentul acesta și ce ți-ai propus să faci și să fii convins că rămâi în continuare unul dintre preferații mei. Mie nu mi-ai spus asta niciodată, Mircea. Mă rog. Mircea este un om... Îmi revine întrebarea ta, scuză-mă, ce? Care este vocea din muzica românească, vocea care mă și este incontestabil Mircea Baniciu. Da. Dar chiar la început m-ai întrebat, știi? Da. Datorită lor, știi că asta e puterea unui solist, să-ți creezi o lume a lui prin vocea, prin timbru, prin frumusețile lui da. Acustice, să-ți creeze o lume. Iar atunci, într-o Românie, cum a fost cea din 89, cu întâmplările, cu anii ăia 77, cu boxele, cu plecarea, cu da. Rămânerea lui stupefiată în România, cu securitatea care a venit, dar dincolo de asta, cu Vornicu, care a spus, hai să tragi... Da, da. Gândește-te că cum se scrie la tine... S-a scris la Mircea, numai că el pe 22 noiembrie la, da. La Teatrul Național are o distracție mare. El, vezi, Mircea are, ca să fac așa o comparație, el a fost și dotat de Marele Bărbos cu un instrument care sună incredibil. Deci vocea lui sună fantastic, fantastic. Da. Eu când eram mic... Și cred că noi și... n-am avut norocul ăsta. Da. Dar știi că, apropo, că tu ai învățat chitara, cum ai învățat-o. El a învățat-o după o carte. Acorduri de chitară. Și am zis, dă-mă și mie. Nu știu, am aruncat-o pe la, am pierdut-o pe la Timișoara. Și vreau să spun că așa a fost. Și el a învățat după o carte. Ca și tine a fost un... I-a plăcut și a fost mai mult autodidact. Da. Iar eu cred că... Deci fii atent, știi de unde este piesa asta? Fii atent, s-au pregătit un moment Ștefan de la
de la flaut și Marius de la de la vioară. Ia. Ia fii aici. Și mai departe? Mai departe de asta. Hai. Deci fiind aici, eu prostul, până acum spuneam spune-i mirelui. Și eu tot eram cu spune-i mirelui. Da, nu, e bine-i mirelui. A, o știi la chitară? Și Ștefan și Marius pentru prima dată au cântat chestia asta față în față. Ei nu știau de unul de altul că știu amândoi tema asta. Mi se pare senzațional. Dar o știți pe aia cu... Taică mea, acum mi-a deschis apetitul. Cum începeam Muguri de Flori? Uite așa. Da, mă, băi, eu ca bălălău. Avem om.
Asta îți spuneam, că la un moment dat în viața mea, din tot autodidactismul ăsta și copilul Adrian, care știa să cânte 1000 de cântece la chitară, am început să scriu propriile cântece. Și practic am uitat tot repertoriul strâns în liceu pe chitară, cu tot Beatles-ul și Phoenix-ul și ce alte cuvinte și așa mai departe. Am uitat toate cântecele și acum, practic, nu le mai știu decât pe ale mele. Dacă nici asta nu e egocentrism, zi tu ce... Nu! Uite, dar acum, de exemplu, dacă nu ai... Când ai cântat ultima dată Muguri de Flori la chitară? 30 de ani. Deci, jumate l-ai uitat. Nu. Nu, 25% ai uitat, pentru că restul... Ai dat foarte bine. Deci ne rămân în sânge, mă. Fii atent aici. Știu eu acordurile de la... Am o pană. Nu, nu e prea mică pentru tine. Nu, nu mie îmi trebuie chitara mare. Da. Eu nu mai mare. Nu. Hai, nu mai fac mișto de mine. Deci, iată-te aici. Eu am studiat exact atunci, când eram mic, atât. Asta e. Cine trece valea seacă cu hangerul fără teacă și cu pieptul dezvelit, Andri Popa, cel vestit, Andri Popa, cel vestit. E haiduc, nu, e, nu, e, nu. E haiduc și e... Vezi? Acum am adus aminte. Da, da. Asta e chestia de... Asta vreau să spun. Că noi am... Deci fii atent, dacă te năștei în 1900, Adrian Despot născut la Arad în 1900. Ok. Ce muzică studiai tu atunci? Care era prima melodie pe care o ascultai? Care era? Nici măcar Iubesc Femeia, nici măcar Zavaidog, nici măcar... Bartok, habar n-am, nu știu ce... Erau numai opere pe vremea respectivă. Da. Cu versuri interesante, ce-i drept. Da, cu versuri. Că tot timpul se întâmpla ceva. Doamna înșela cu cineva. Da. Era un fel de Guy de Maupassant, da. Interesant, da. Eu cred că în continuare este cool să fii rocker. Este în continuare mișto să asculți muzică rock. Este în continuare de datoria oricărui muzician să asculte cine a fost cel mai bun tobar, cine a fost cel mai bun chitarist, cine a fost cel mai bun vocal și oamenii ăștia pe care îi vedem noi pe Plant, pe Coverdale. Acum, da, când postează și ei, pentru că și ei postează ceva. Da. Roască muzica, nu. Da, știu, eu mai și urmăz din când în când. Ok, zice acum, ce am îmbătrânit, își mai lasă plete, e adevărat. Dar oamenii ăștia au făcut istorie, au deschis jungla asta a improvizațiilor vocale. Da. Și ne-au setat niște chestii mișto, zic eu. Mă rog, acum. Unora și valori și standarde. Exact. Au creat niște standarde. Mi-ai spus la un moment dat o chestie. Mi-ai spus că atunci când te duci tu în natură, sunt tot fel de primejdii. Și mi-am dat seama că tu ai avut un accident în natură în 2014. Ce? La ski. La ski se întâmplă tot felul de lucruri. Aia a fost o mică chestie la mână aici. Anul ăsta de la ski am venit fără genunchi. Deci... Deci m-am dus bine. Da. Tu unde schiezi? Pe unde prind. Dar stai puțin, tu unde ai avut iarnă toată perioada asta? Nu, genunchiul a rămas la Livigno, parte din osul de la degetul, de la pollice, a rămas la Bansko. Bansko în Bulgaria. Pățăși, da. N-ai ce să te plângi. Acum nu știu cum să fac, că nu mai am decât 40% din ligamentul posterior la genunchi și... Și tot vrei să te duci la schisă, vrei să spui. Da, dar ideea este felul următor. Așa. Că eu ar trebui să mă operez de ligament. Așa. În același timp, dacă mă duc și schiez și se întâmplă ceva și se rupe de tot, trebuie să mă operez. Deci cam... Deci, vezi cum gândește omul. E nebun. Deci oricum... Trebuie să mă operez. Dacă oricum trebuie să mă operez, nu mai bine să și șchiez. Total! Nu, deci, dar... E logic. Nu mi se pare logic. În familie încă se discută cazul. nu știu de ce, dar lumea nu e toată de acord cu mine. Dar mie mi se pare logic. Da. Ok.
Uite, eu vreau să spun că și eu am o problemă la genunchi, prima dată când o spun, copii. Mi s-a, la menisc, mi s-a dus ceva și mă doare. Și mi s-a spus să nu mai joc tenis. Așa. Te înțeleg? Da. Mă duc la pe terenul de tenis. Și pentru că fiima e cu... Tu ești pe două schiuri sau pe unul? Pe două. E, și eu sunt pe două. Și fiima e pe unul. Hai să mergem la schi. Barem, vin două elicoptere, că iartă-mă, noi doi nu încăpem într-un elicopter. Vin două de alea. De când vreau eu să cobor o munte pe aia, sunt așa. Îți dai seama ce rapid cobori. Da, știi? Adică suntem doi. Da. Și vreau să spun că mi se pare extraordinar și m-a atras modul în care tu intri total în trans, aș putea spune, în lumea compoziției. Amândoi, picioarele întinse, la spitalul în care suntem, da. Pentru că eu o să cer să fiu cu tine. Da, și începe de la elicopter. Bă, Horia, te auzi, de meu de la elicopter. Da. Eu zic, și cred că fiecare de aici, Cristi a compus, Marius a compus, m-a participat și Sergiu, și Ștefan, și... Deci, și eu, adică toată lumea... Miros asta de compoziție. E adevărat că tu ai zis cu basul și cu doma mare, putem face o chitară și cu muzicuța. Putem să descoperim alte orizonturi în ăsta. Ukulelele, că tot era la îndemână. Nu. Acum e la mine, îl țin eu. Eu aș vrea să-mi cânti un cântec la ukulele, unul singur, și după aceea o să-ți cânt eu unul. Dar nu știu să cânt la ukulele. Ca să vezi ce berbec sunt și autodidact, mi-am luat un ukulele. De 6 corzi? Nu, cu 4 corzi. Mm. Am avut și unul cu 6, l-am vândut. Și am în continuare unul cu 4 corzi, doar că la ukulele sunt altfel puse corzile decât la chitară. Da. Și atunci ukulelele vine cu o cărticică în care trebuie să înveți tu acordurile și noile răsturnări. Și am zis, nu. Și atunci am schimbat corzile de pe ukulele și mi-am făcut un acordaj al meu. Eu nu sunt un mare chitarist, dar sunt un chitarist foarte încăpățânat. Hey. Și mi-am făcut acordajul meu la ukulele, la care cânt cu 2 degete. Extraordinar. Deci nu poți să cânti, deci la ukulele. Deci tu ești tipic despot. Nu știu dacă știi politica lui. Tu ești despot. Tu ești despot. Da. Tu ești despot. Da, împărate. Deci eu cred că... Băi, a venit cineva la mine, mi-a dat-o și am schimbat tot. Da, băi, vreau să cânt repede. Tu ești genul de om care atunci când primești o sculă îi citește manualul de instrucțiuni? Nu, dar nu. Eu cred că, și te-am ghicit, piesa asta, de exemplu, tu ai făcut-o de așa manieră încât să bagi o piesă de Adeliei plus o piesă de acelor de la 3 Sud-Est, plus asta, nu știu, cine cântea aia cu nisipul fierbinte? Andre. Deci tu ai băgat, m-am prins. Sunt toate sintagmele, miștourile vremilor respective. Anilor 2000. Moș Crăciun, da. Andre. Ca unul, da, toți ca unul. Muzica pop, toți ca un, da, mă, muzica bravo, pop din anii 2000 sau textele muzicii pop erau pline de mesaje Și asta mă năvădesc, mă cercuiesc, mă năvălesc, mă răcoresc. Asta de unde? Asta e de la tine. Amintirile mă răscolesc. Corect, bravo. Mistui, Mile de scoici am găsit puțină. Minte, mă. Aia a fost frumoasă. Deci, dragii mei, astăzi cântăm melodia pe care, cum să spun... Dacă vrei să... Am luat-o cu șapca de la NND. Dacă vrei să vezi chintesența anilor 90... 2000. Aici final de 90, început de 2000, da. Eu știu că versiunea asta nu le citești de obicei. Da, da. Dar știi cum a fost povestea piesei astea? Că n-am făcut-o noi de nebuni, așa. Dar cum a fost? Asta mă și interesează. Ne-a sunat o doamnă de la TVR2 și ne-a zis... Adrian, să uite, avem o idee de emisiune. Vorbim de anii 2000, da. Avem o idee de emisiune, sunt trupe de rock care o să cânte melodia ale trupelor de pop și trupe de pop care cântă melodia ale trupelor de rock. Zic, foarte interesant. Dar cine mai participă? Zice, uite, Timpuri Noi o să cânte ceva după Genius și Genius Timpuri Noi. Timpuri Noi pentru mine erau zeități. Zic, guys, uite, m-a sunat cineva de la TVR, o producătoare, o doamnă foarte drăguță. Facem chestia asta, hai să facem. M-am dus la Piața Romană și am cumpărat casete audio cu formațiile românești ale timpului. Că n-aveai unde să le...
de la pirați, de acolo, nu știu ce, am cumpărat toate prostiile. Eu, rockerul, s-a dus să cumpere. Da. Și m-am, dacă m-am la pupe, fotografiile la... M-am la pupe în bucătărie și am început să ascultăm. Știi? Și la un moment dat am dat peste NND-ul ăsta. Zic, bă, asta e, uite. Că merge riff de chitară. Zic, asta o facem. Zic, hai să facem ceva și cu versurile, că nu putem să cântăm. Hai să încercăm să facem mișto de toate casetele pe care tocmai le ascultaserăm, știi? Andrei și așa mai departe. Și am făcut versurile astea parodie, am înregistrat piesa la pupe în bucătărie, în sufragerie, foarte frumos, și aveam piesa gata. Și așteptam să sune doamna de la TVR2, care doamna nu mai suna. Fac eu rost de numărul ei de telefon cu pile. Cum o cheamă? Nu mai știu, era o doamnă în vârstă, dar destul de tânără așa în... după vorbă, după porna. Zic, să rămână Adrian Despot, sunt... noi am făcut piesa, e gata, cum facem mai departe? Și zice, a, păi nu va suna nimeni? Nu, păi nu se mai face emisiunea. Nu cred așa ceva. Și noi avem piesa, știi, adică... Doamnă, păi am investit bani în casete, am investit timp cu... Exact, am stat aici, da, în sufragerie și am scos un masterpiece și dumneavoastră nu vreți să... Da, și am rămas cu melodia și atunci am pus-o pe disc, n-am avut ce să facem. I-am făcut și o variantă acustică în 2012, când am scos albumul acustic. Și am avut suficientă lumină cât să nu-i facem o variantă simfonică când am apucat noi de Vița de Vie Simfonică. Nu, gata, e ok, îi ajunge. Stai puțin. Ca să începem cu un preambul de simfonic, electric și acustic. Tu, practic, ai trecut prin toate stadiile. Caut în continuare. Asta e. Da. Avem niște influențe folclorice. Da, 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 cu, da, cred că am auzit. Avem o melodie care se numește Mori. În proiectul acustic, Mandela, nu știu dacă știți, cântă la caval, la fluier și mai multe instrumente de suflaș și de percuție. Am făcut un cover după Subcarpați, 84-85, într-un context, ne-am lovit de melodia asta lor la Red Bull Sound Clash, când am concurat împotriva lor. Și trebuia să cântăm unii piese de la ceilalți. Și când am auzit 84-85, am zis, wow! Și am reorchestrat-o și am zis, guys, zic, atât de mult ne place să cântăm melodia asta, please, lăsați-ne să-i facem un remix. Și am făcut un remix și cântăm varianta noastră acum. Și voi, acum, la concertul din... Shambhala, al lui Doru Stănculescu, o cântăm, care iarăși are influențe, mă rog, m-am spus mai puțin folclorice. Folclorul e noi, adică nu... Suntem populari. Zi-mi acum, în noiembrie. Trebuie să spun, suntem populari, folclorul, vezi aici un oie, chestie. Tu pe scenă le vei pune pe toate în... Da, da. O să fie o producție foarte tare. Pe lângă că o să fie primul concert, uite, vezi ce înseamnă să ai prieteni și oameni care lucrează cu tine și pentru tine și care pentru care concertul tău nu este doar concertul tău, este și concertul lor. Datorită lor o să avem primul sistem de sunet imersiv din România. Boxele nu mai sunt stânga-dreapta, boxele sunt agățate și topurile și subii sus, pe o schelă. Și fiecare, din orice loc stai în sală, auzi instrumentiștii exact în poziția în care îi vezi pe scenă. Mm. Adică nu este convenția de stereo, este convenția de imersiv asta. E ceva... Eu am încercat să mă țin cât mai departe de subiectul ăsta tehnic, adică până acolo nu mă duc, pentru că lucrăm și la piese noi în timpul ăsta și am fost practic închis în studio. N-am făcut nu una, ci două piese. Am făcut o piesă, gata, avem piesă, hai să o lansăm. Păi stai că asta vreau să o lansăm cu videoclip. Păi nu putem filma clip acum. Ce facem? Mai facem o piesă, hai! Ce mai făcut o piesă? Și concertul ăsta o să fie pe 17 noiembrie la sala Palatului. Și o să punem în scenă pentru prima oară cele trei personalități ale formației Vița de Vie, electric, acustic și simfonic. Dar știi că tu o să... În ordinea care a venit, da. O să setezi ceva pentru sala Palatului care nu a mai fost. Adică dacă tu faci sunetul ăsta la sala Palatului, sala Palatului care... din cele mai vechi timpuri are probleme sonore și toată lumea la Georgenescu s-a plâns de chestia, da, asta. Tu îți dai seama că setezi un loc după aceea. Aș vrea și eu sound ca la Vița de Vie, vă rog. Nu, se, da, poate? Știi ce am făcut anul trecut? Ar fi frumos, dar nu e. Din păcate, sala Palatului este o sală mută. Nu există niciun pic de reverberație în ea. Așa a fost construită, nu știu. Mm-hmm. Poate că oamenii aplaudau atât de frenetic încât a zis, ce se aude? Sunt aplauzele, tovarășe. Puneți cârpe peste tot. Da, da, da. Și anul trecut, de exemplu, când am făcut Vița de Vie Simfonic la sala Palatului,
am înregistrat multitrack concertul și de la video un prieten a pus un zoom din ăsta, un aparat de înregistrat care are două microfoane în fundul sălii palatului, la mixer, știi? Și eu când ascultam track-urile, sunau total uscate. Uscate, nimic, nici un pic de reverb. Și am zis, nu nicio problemă, o să iau XY-ul ăla din fundul sălii. Așa, așa. Și l-am deschis în mix, la fel de uscat. Nici un pic de reverb. Dar asta este, din păcate nu avem alte săli. Știi? Da, și până la urmă trebuie să faci rai din ce ai. Asta nu vrei să... Cred că e un cântec. Nu! Fără rai din ce ai... Nu, 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 tu ești cu mai târziu. Eu mă, ceva cu unul care cântă într-un izvor. E ăla care stă cu jumate în apă? Nu cred că e chiar ăla cu caua apă cristalină. Caua, nu. Nu, dar e, sigur e ceva fără din ce ai. Ce chestie. Da. Copii, dați-i drumul la piesă. Ia. Bien. Opa! Crăciun e doar tână frică și nu vreau decât să mă lasă. Te fac să înțelegi cum a zis și la început. La noapte să te toți ca unul. La mare era să dau pe spate. Toate fetițele erau îmbrăcate, frate. Toate discotecile-s de parte. Iarnă, iar ce n-am dreptate. Nu înțeleg că ai plecat. Nu înțeleg. Oare chiar mai încercat? Haide vino înapoi, să fim iar amândoi. Vino la mine, vreau să fiu iar cu tine. Haide vino înapoi, să fim iar amândoi. Vino la mine, vreau să fiu iar cu tine. Să gândesc, mă năpădesc, mă cercuiesc, mă năvălesc, mă răcoresc ca cum un an pe nisipul fierbinte, printre mile de scoci am găsit puțină minte, mă. Spune că tu nu ai nicio fătă, ce mișto când stu la muzicuță, incredibil. Nu pe bună, adică... Să mă ieși tu, da! Poți să cred că ai cântă. Acum când am, nici n-am zis că te iau și deja. Nu înțeleg, oare de ce n-ai încercat? Haide vino înapoi, să fim iar amândoi. Vino la mine, vreau să fiu iar cu tine. Haide vino înapoi, să fim iar amândoi. Vino la mine, vreau să fiu iar cu tine. Oh,
Doamne și domnilor, bine ați venit! Emisiunea noastră Country se referă la dorința de a pune niște întrebări! Dar tu nu ești sonorizat acolo. Vorba lui Adi. Băi, fii, eu dacă mă uit în jur, știu exact ce microfoane sunt. Tu ce microfon ai acolo? Bă, l-am pus să-l întorc. Ce-și mică te-ai făcut? Haide, vino înapoi, să fim iar amândoi. La mulți ani. Vino la mine. Ai văzut ce melodie frumoasă e? Și vorbeam cu Delia și cu Robi. Și îmi povesteau cum s-a scris melodia, au compus-o într-o noapte, eventual erau și niște sticle pe acolo și așa s-a scris dintr-o prostie, hai, facem o melodie și a doua zi a apărut chestia asta. Adică au scris-o dintr-o joacă, din nimic serios, dar are acel joie de vivre în ea, știi? Mai ales în orchestrațiile noastre. De câte ori ai fost la concertele Deliei? Am fost de câteva ori. Moamem. La fel și eu. Și stăteam. Aplaudam. Nu trebuie să-mi traduci. Je comprends la loc francez. Da, mersi. Ai fost politicos. Asta e Virgil. Când l-am văzut pe păi, Virgil, da. El nu știe. E altă. Așa. La Timișoara a ajuns da. Ce mai grea. Cu sârba asta. Da. Voi. Auzi, există fricțiuni între Arad și Timișoara? Nu. No, nici vreo. Pace! Pace! Nu avem timp, pentru că la Timișoara sunt foarte ocupați la Facultatea de Medicină. E singura facultate de medicină din lume care ține cu un an mai mult, pentru că un an ei studiază doar fruncea. Da. Și atunci nu prea avem timp. Știi, să fac un stand-up și după aceea din când în când muzicuță. Ei sunt ocupați, da. Interesant este că, deci o să viu și la spectacolul lui Adi, pentru că m-au selectat, nu pentru voce, pentru muzicuță. Asta ca să știți. Ce? 361. Da, 300. Și o să vin niște cizme cu o pălărie de cowboy și cu un de-asta. Niciodată n-am înțeles cravatele texanilor cu aia așa și cu două dacă voi vă place sau vreți să-mi spuneți ceva sau vreți să-mi infirmați acest gust, vă rog, feel free to speak. Speak. Poate nu are neapărat o semnificație și poate pentru faptul că, să zicem așa, cravatele erau luate, dar vreau să-și atârne ceva la gât. Și au luat și șireturile ei. Un simbol. Aveau chestie de la renciul lor, o potcoadă. Păi dar de ce șireturile? De ce șireturile? Iartă-mă că te deranjez. Adică față de o cravată sănătoasă. Nu puteau să-și pună emblema aia pe cravată? Exact. Să-și pună pe cravată. Te așteaptă niște întrebări grele. Bun. Nu. Deci ori îmi dați un jingle de emisiune. Este așa incert. O tensiune. Ăsta e din alt film. Ha! Da! Ha! Așa. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la Robingo. Prima întrebare pe care o... Sunt la televizor, mă. Nu mă uitam. Păi nu, uită-te la camerele tale aici. Astea sunt ale tale. Doamnelor și domnilor, prima întrebare de la Robingo pentru... tânărul concurent, Adrian Despot. Ce scria pe chitara lui James Hetfield? More beer. Corect! Simplu. Asta e validarea răspunsului? Trebuie să fie un vulcan de emoție și de... Corect! Unde ești? Eu sunt prost vulcanul. Că eu sunt vulcanul prost. Fie de aici. Tiny Desk sau Sala Palatului? Să mă uit sau să particip? Tu acolo. Eu prestând? Da. Sala Palatului. Să fiu al naibii. Nu credeam care e Sala Palatului. De ce? Pentru că eu vreau să... Tu ești pentru Tiny Desk. Tu ești făcut pentru Tiny Desk. Bă, modalitatea ta acustică e făcută pentru Tiny Desk. Nu am cântat în setup-ul Tiny Desk, dar am avut Tiny Desk-urile noastre anul... Ăsta, de exemplu, la Electric Castle, am făcut un concert surpriză în camping. Am fost și am cântat acustic în camping. Pentru oamenii din camping. Noi am cântat în foarte... Am avut foarte multe tiny desk-uri. Doar că n-au fost suficiente camere video să ne filmeze și să dea un nume. Știi? Băi, dacă nu mai iei să-ți cânt, ia-mă să filmez, că știu să filmez. Oferă-ți o șansă. Give a pizza chance. Okay. Nu pizza, give a pizza chance. Nu e pizza. Școala Vedetelor sau Vocea României?
Să mă uit? Băi, vezi, mă, are experiență. Anul viitor, 30 de ani de... Zim să mă uit sau să particip? Nu, să particip. Ce alegi? Tu acolo, Școala Vedetelor? Tu la Școala Vedetelor sau tu la Vocea României? Eu la Școala Vedetelor concurent sau la Vocea României în juriu? Ți-am zis, mă, că e despicat 4. Tu la Școala Vedetelor concurent sau la Vocea României în juriu? La Vocea României în juriu. Că acum știu cu ce să mănâncă. Chiar, deschid o paranteză. Am și eu niște concurenți frumoși. Care crezi că ar fi o melodie de rock care ar putea să intre perfect? E adevărat că trebuie să știi vocile. O să ți le prezint. Care este o melodie cu care nu dai greș și prinzi voturile telespectatorilor? Dăm trei melodii, dacă vrei, din rock. Păi, pentru Vocea României ai putea să te orientezi către orice de la Scorpions, că nu prea a fost cântat. Nu-i de rea. Nu-i de rea. Și în principiu, plecând de la premisa că publicul Vocea României este un public consumator de divertisment, de televiziune și nu de muzică, în sensul că publicul Vocea României nu este un public care cumpără tricouri cu copiii de acolo sau CD-uri cu ei sau nu este un public plătitor de bilete la concertele lor, este doar un public care stă acasă pe canapea și consumă divertisment de televiziune. Asta înseamnă că are și oarecare vârstă și atunci cred că ar trebui să-i dai acestui public muzica perioadei. Și atunci cred că anii 80, în care încă se cânta foarte bine de tot cu vocea, e o zonă foarte bună de rock. Din 90, s-a mai îndulcit distilat puțin. Așa. Da, corect, distilat. Acum am stat să-mi gândul la Scorpions. Singura chestie pe care... O mai ținut după aia. Let me take you far away, you're like a holiday. Okay, da. Let me take you down, cause I'm going to... Da. No. You'd like the heart... Și asta ne-a învățat pe noi armonia. Noi, fără să ne dăm seama, am auzit două voci care ne-au plăcut, efectiv. Și cred că asta a fost baza noastră armonică. Let me take you far away, you're like the holiday. Gen melodiile pe care ne bulăneam în liceu la Bayram. Alea trebuie cântate, băieții cu părul creț. Carry. Da. Cântați băieții, cântați sus. Things they change, my friend. Da. Bă, dar nimeni n-a mai cântat asta cu... Dar chiar că nimeni. Fii atât de aici. Și am văzut filmul... filmul cu Khaleesi. Cu actrița, Emily Clark. Dar știu acolo că a cântat... Last... A cappella, fără ritm. Last Christmas I gave you my heart. For the very next day you give it away. This year came in from here, I give it to someone special. Păi, dar nu-i idee, uite, asta e o idee bună. Bravo, mă, 80-urile. Foarte tare, dar țipată, da? Pentru că este Vocea României. Nu e șapta României. Okay. Oh, baby. Mergem mai departe cu întrebările grele. Mircea Baniciu sau Florian Pitiș? Sunt două personalități distincte. Corect. Acum, dacă în fața poftim, ce asculți? Două telefoane. Ce asculți? Să-l ascult pe Pitiș cântând? Da. L-aș asculta pe Pitiș vorbind și pe Mircea cântând. Perfect. Basul sau toba mare? Toba mare. Te rog, arunc. Iată răspunsul din partea comunica. Așa. Trupa preferată din România este? Da. N-aș știu să spun. Pentru moment este Pinholes, de exemplu. Dar îmi tot modific preferințele. Câteodată e Robin and the Backstabbers, câteodată e Coma, câteodată e Luna Amară. De cel mai multe ori e Eugen, cu ce face el, dar n-am un preferat. Dacă nu mai fi dat răspunsul ăsta, nu erai tu.
Deci asta e, căutarea asta este peste tot la tine. La ureche, la gură, la cap, e la ochi, peste tot. Da. E formidabil. Tu ești căutare. Vrei să mergi la primărie, la... cum se numește? Adrian Despot Search. Aș vrea la toaletă, sincer, dacă se poate. Du-te în spate. Pot? Da, du-te în spate. Doamne și domnilor, până vine, aș vrea să vă spun că în cele ce urmează vom cânta... Nu, în mijloc. În emisiunea scoate-mă de zic, cum era aia, mă? Gara... Zic, mă? Ga... Mă prostiți, mă! Băi, nu mai întâlnați astea! Gotta take a little time to think it over. Hai, mă! De ce sunteți drăgă mine? In my life, I got probably a name. I don't know if I could face it again. Can't stop now, I traveled so far. And this love and I... I wanna know what love is. Watch. Vai de... Hai mă, nu oprește. Băi, oprește-te cu muzicile astea. Hai mă, nu fi. Bună seara. Bună seara din nou. Iată-l pe invitatul nostru de astăzi. I wanna know what love is. Acord. I wanna know what love is. I want you to show me. I wanna feel what love is. Oh, now you can show me. Da, mergem mai departe și vreau să vă spun că... O întrebare, concert simfonic sau concert acustic? Care e alegerea ta? Acum suntem plini de simfonic. Am început să compunem aproape simfonic. Asta înseamnă că dublezi numărul de oameni pe scenă sau... Oh, nu, la simfonic suntem 40 pe scenă. E foarte complicat, dar... Exista simfonie în Vița de Vie, doar că... De la rimă există. Doar că nu existau atâtea instrumente și atâtea partide, știi? Am înțeles. Weekend cu familia la munte sau o săptămână de turneu în Anglia? Nu, weekend cu familia la munte. Eu, dar am o vârstă. Alo? Yes? Anulați. Cancel. Nu, e numele meu, este Branch, nu cancel. Cancel. S-a rezolvat. Dacă ai fi... Plecăm două zile, Dublin și Londra, avem acum în decembrie. Pe cât decembrie? Good enough, 2 și 3 decembrie. 2 Dublin, 3 Londra. După care urmează un weekend la Londra cu familia. Deci... Da, știam eu că mixez cele unde două. Mergem la Book of Mormon? Dumnezeule, mă. O treabă. Deci trebuie să vă ziceți la asta. Ați fost la asta? Deci e un râs de la... Și mai să... I-am luat adresa de Instagram a fetei care era acolo. Da. Era o tipă senzațională cu voce încântătoare. Ce a găsit în Africa, știi? Da, da. Mergem mai departe cu... Dacă ai fi la Vocea României, atenție, cum sunt eu acum cu Teo, te rog frumos să-mi spui... Noi facem o echipă. Două, da. Da. Cu cine ți-ar plăcea să împarți scaunul de la Vocea României? Cu ce artist? Sau artistă? Artist. Zi un nume lângă care te simți compatibil, în primul rând. Delia. Delia? Mm-hmm. Interesant. Pictură sau poezie? Poezie. Mașini sau motociclete? Biciclete. Mașini, hai. Despot sau tiran? Asta a fost o chestie, că poți să o arunci. Alo, regia. Televiziune, radio sau online? Radio. Solistul preferat din toate trupele străine ale tuturor timpurilor este? Nu.
Lane Staley, Alice in Chains. Nu știu, nu am. Extraordinar pe album, dramatic, live. Nu, n-am. Toți. E această formidabilă separare între toți, live și album. Sigur, da. Și acum o întrebare de 100 de puncte. Atenție! Trupa Habar, Paraziții și Vița de Vie. Câte trupe sunt? Iată răspunsul corect. Scrie acolo. 3! Băi, astăzi 3:30 am fost de toate. Este foarte... Vreau să știi că, să știi că, scuze, apropo de, de cameraman de care vorbeam mai devreme, știi, și de la tehnicitatea asta pe care am prins-o de la ei, în momentul în care a apărut interviul ăla, eu eram la prima, la Megastar. Da. Și a doua zi după ce a apărut pe net interviul, m-am dus la servici, la prima, și am fost întâmpinat cu urale de către cameramani, pentru că aia a fost practic răzbunarea lor. I-am răzbunat, știi, pentru că coșmarul unui cameraman nu este trepiedul pe care tu l-ai cărat, ci reporterița pe care trebuie să o suporte în fiecare zi atunci când pleacă pe teren să facă reportajele. Ei sunt, știu tot ce înseamnă tehnic, ce trebuie să facă, iar ea este preocupată. Îmi stă bine părul? Zi, iubii, rujul cum? Deci, asta nu v-a spus niciodată. Acest interviu cu tine și cu domnișoara s-a întâmplat în 2007. Ok. Cu câteva zile mai devreme de acel interviu, domnișoara a venit în pădurea Știrbei, în domeniul Știrbei, unde noi filmam septembrie luni. Poți să te filmezi când zici asta? Deci, ea se plimba cu microfonul din când în când obosită și mereu interesată de ruși și așa mai departe, după mine. Eu eram cu Diana Dumitrescu și filmam și era destul de complicat pentru că era și chestia, trebuie să plânge aici Horia, dar nu vreau să plâng, nu știu ce eram. Iar din când în când, cum vă simțiți? Băi, zic, lasă-mă puțin, că acum... Deci ei de fiecare dată atunci era, nu cu săcăitoare, era omul nepotrivit în locul potrivit, cum ar veni, dar total nepotrivite întrebări. Și după aceea când am văzut, câteva zile mai târziu, ce ai răspuns, probabil că aș fi fost în acea gașcă, ne-a răzbunat. Zic, știi, ziceam, nu pot. Dar tu erai și chinuit, pentru că ăstea sunt cele mai oribile interviuri, fraților. Era chinuit pentru că era a patra oară sau, hai să zic, a treia oară, când o refuzam. Zic, nu e momentul să-mi iei interviu. Suntem la un concert umanitar. Este, cum să zic, pleonastic să mă întrebi de ce sunt aici. Este evident de ce sunt aici. Suntem aici să strângem bani pentru copii. Era copilul unui tehnician care avea nevoie de... Avea o, mă rog, situație teribilă. Zic, întreabă-i, mă rog, și eu, întreabă-i pe aia care nu sunt aici, de ce nu sunt aici, dar nu pe mine, e evident de ce sunt aici. Și am refuzat-o de trei ori și într-un final am acceptat. Bine, vrei interviu? Hai. Și a decurs cum a decurs. Îmi pare rău că așa s-a întâmplat. Vreau să spun că îmi pare rău. Și cameramanul, colegul ei, este cel care a filmat și care a ajuns la sediu și a scos caseta, a pus-o, a tras-o în digital și a pus-o pe YouTube. El este... Am înțeles. Da. Toată chestia asta... Colegul doamnei. Colegul doamnei. Nu s-ar fi întâmplat dacă acolo era liniște. E cel mai nasol interviu. Ia, bate cât poți tu în premier, dar... Dă-i. Aș vrea să spun, mă asculți? E important. Da, ce faci aici? Ce faci aici? Tu aici te chinui să auzi și respectivul te chinui, cei care întrebarea. Iar tu acasă stai frumos pe așa. Și vezi doi oameni care țipă unul în altul. Pentru că microfonul ăsta e unidirecțional și nu prinde decât unul. Da. Dar ei acolo sunt asurziți de ce se întâmplă. Detalii în tehnice. Nu. Îmi cer scuze. Da, și eu îmi cer scuze față de... Doamna respectivă, domnișoară. Noi ne cerem scuze, domnișoară. Dar acum, cred că vârful carierei acelei domnișoare e să ia din nou interviu, atât lui Adi cât și mie. Te așteptăm cu drag la clipurile noastre. Eu trebuie să fac ceva. Doamne și domnilor, acest doboș specializat este făcut... Să știi că asta e unul dintre doboșurile false care arată cel mai bine. Ăsta e doboș fals? Ăsta este un doboș... Ăsta e fake? Nu este făcut de om.
Ce genial, o să... Doboșul se face de om în propria bucătărie. Foile... Cum crezi tu că... Vă rog, foile sunt jumătate. Foile, mă refer la cele albe, da? Sunt jumătate, da, decât sunt astea. Nu sunt pufoase, n-au consistență de pâine, pentru că ele se întind de coca pe fundul unei tăvi, tavă care se bagă în cuptor și acolo se coace chestia, pe fundul tăvii. Adică, știi? Tu nu vrei să zici că eu aseară, noaptea, la 4, când terminam acest lor... Nu, și Doboșul mai are un farmec, este frumusețea lui în imperfecțiune. Doboșul ăsta este prea perfect, vezi? Mi-am zis că dacă eu nu sunt perfect să fiu invitat la... Păi tocmai te-ai chinuit prea mult, asta zic. Să gustăm acest Doboș. Ia. Dar nu e rău. Ciocolata are prea multă aromă de rom. În Doboș nu se pune rom. A venit pisica. Apropo, asta s-a întâmplat, pisica a venit. A venit dar cu coada, a dat rojon. Ciocolata asta este ceva, este viața mea, ciocolata. Vorbesc serios? Da. Am vrut să mă las de fumat. Nu am vrut să mă las de ciocolată. Este... Dragii mei, astăzi au fost alături de noi Cristian. Al a fost Ștefan, care a avut un flaut. Tu știi că eu colaborez de anul acesta cu Ștefan la saxofon și e prima dată când îl aud cântând la flaut. Și cum ți s-a părut? Băi, de azi înainte... Cântăm. Rămâne la saxofon. Rămâne la... A fost de pe... După ce l-am auzit cântând la flaut. I-am zis că mișcarea este cel mai bun a tu. Cel mai tare a tu a lui. Iuliana a revenit din Chișinău. Îi dorim sănătate acasă. Sergiu a revenit din Poiana Brașov, unde a făcut un jacuzzi în mijlocul naturii. Și Marius a revenit din Târgoviște, unde a avut un prieten, Vlad Țepeș, care... Tu știi, mă, când e notață edificat pe acte? Târgoviște când? Exact așa ziceam și eu. Au fost azi alături de noi Generalii România, o companie cu o istorie de aproape 200 de ani în țara noastră și care aniversează anul acesta 30 de ani de la revenirea în România. Peste tot 30! E un semn. Povestea lor începe în anul 1993, în același an în care debutam și eu pe micul ecran. Iar printre valorile Generalii vreau să enumăr încrederea, profesionalismul, empatia față de client și nu în ultimul rând consultanța. Generalii România, nefiind doar un simplu furnizor de servicii de asigurare, ci un partener pe viață. Să vină cadoul! Deci... Vreau să-mi promiți un lucru. Scrie pachet promo pe el. Nu poți să-mi dai cadou un pachet promo. Pachet promo, un pahar. Primesc. Și cu un vin roșu. Ok. Am rugăminte. Vreau să-mi spui un singur lucru. Că acest vin roșu se va întâmpla într-o seară când tu și Lisa veți cânta așa. Jesus Christ, superstar. What have I done to be sacrificed? Ce frumos. Genial. Primesc. Mă bucur tare mult să-l sorbi cu... Să-l gâdi-l cu dragoste. Băi, cum a fost? Deci, ăsta e un început în relația noastră, acest podcast. Sunt convins de asta. Eu m-am bucurat și mă bucur de fiecare dată când descoper biografii, dar când am văzut mai adânc viața ta, mi-am dat seama că tu ești un tip asupra căruia ochii trebuie să stea țintiți. Pentru că tu nu te duci cu lumea tipică. Tu te duci pe drumul atipic. E drăguț, Horia, mersi. Dar eu o să mă țin și eu de promisiune și o să caut acel VHS în care te-am impersonat. Deci dacă îl găsești... Îl găsesc. Dacă îl găsești... Îl găsesc. Nu... Fiecare are mișina lui. Baftă la concertul de la Sala Palatului. Să fie, la fel ție. Mulțumesc frumos. Copii, știți foarte bine că dăm ultima piesă. Este o piesă a noastră. În sfârșit. Se intitulează Sample Shows. Ia să te văd.
mulțumesc frumos că ai venit. Mersi de invitație. Bafta acasă. Pupă-l pe Toma, pupă pe Elisa, și pupă-l pe Maia și eu pe ai mei. Și acum cântăm! Încep eu. Hai! Lucruri simple sunt de ajuns, nu-mi doresc nimic în plus, vreau și mâine același cer senin. A scris Adrie, ceea ce frumos. Inima să-mi fie așa, așa, ca un fulg în palma ta pentru mine, n-ar fi prea puțin. Bine. Nu caut cuvinte greu de înțeles. A fost aici. Lucruri simple voi păstra, cerul albastru eu și tu. Noi doi, mi-e de ajuns dar muzica, mi-e de ajuns privirea ta. Lucruri simple voi păstra. Mie-mi place orice zi, adică. Care mi-ar putea zâmbi dimineața lângă perna ta. Adri, îmi place tu așa cum ești. Mulțumesc. Când mă cer și când mă ier și speranța că nu mă voi schimba. Niciodată nu te vei schimba. Moale pielea ta, ba de catifea, e moale pielea ta. Ca o fulgă palma mea. Oh, baby! Mare tot, să tot? Deci, eu să te îngrădesc, eu să fac ceva? Nu știu ce anul aveți. Poți să lași trupul acolo. Exact asta fac. E singur de să-mi petrești să fac. Acela de la un prieten în copilărie.
Deci, practic, e un... Asta e înghețată? O sticlă. Aia, e sticlă. O gât care se ține de un stil. A, da, uite cum de așa stă, ca un cocostârg, așa stă. Băi, da, așa stă. Eu sunt stâlp. Cocostârg. Cocostârg. 30 de ani moderni cu Adidas. Băi, senzațional. Și tu, practic, să stai pe scenă. Să stai pe scenă. Astăzi am trece Titi. A fi ce așa? Da, el a fost Titi. L-am cunoscut. Da, atât de se prezentează Titi. Senzațional idee! Asta e asta. Dar eu apar ca prezentator sau ca și cântăreț? Cântăreț? Asta e cool, dar după ce mi-ai pus sufletul în palmă, acum să te fac prezentator. Hai, nu te mănâncă domoșul. După domoșul ăsta mă apuc de fasting. Băi, nu mai filma, nu mai filma. Trebuie să am dovada. Mamma mia, mamma mia, răspunde singur la orice întrebări de azi.